Eu sunt Andrei de la doarpeinternet.com și în acest video îți voi arăta cum să-ți faci propriul tău website în doar 3 pași simpli. Un website profesional construit folosind această metodă costă în mod normal între 300 și 1000 de dolari. Dar urmărind acest ghid, îți vei putea face același website tu singur, gratuit. Dacă urmezi exact pașii pe care ți arăt în acest video, la sfârșit vei avea și tu un website profesional ca acesta. Și nu doar atât, folosind aceste tehnici, vei putea crea orice fel de website vrei tu. De exemplu, poți crea un website pentru un restaurant care să includă un meniu și o opțiune de rezervare. Sau poți crea un website pentru un service auto unde potențialii clienți își pot face o programare. Sau ai putea face un website pentru un cabinet medical. Sau orice alt tip de website. Sunt sute și sute de exemple din care poți alege și pe care le poți customiza exact așa cum vrei tu. Îți va fi ușor să creezi orice vrei urmărind acest video pentru că vom folosi o metodă modernă cu un editor vizual foarte intuitiv îți voi arăta cum poți să schimbi orice text, orice culoare, orice imagine și orice alt elemente de pe site-ul tău, super simplu și super ușor. De asemenea, ne vom asigura că site-ul tău arată excelent pe orice dispozitiv, inclusiv pe tablete și telefoane mobile. Îți voi arăta chiar și cum să faci un logo dacă nu ai deja unul, printr-o metodă ușoară și rapidă. Ca să fie cât mai ușor de urmărit, am împărțit videoul în capitole pe care le găsești în descrierea de mai jos. De asemenea, îți recomand să folosești setările YouTube pentru viteza de redare dacă ți se pare că vorbesc prea repede sau prea rar pe alocuri. Și poți oricând să ne lași un comentariu mai jos dacă întâmpin orice fel de problemă. Vom răspunde la fiecare întrebare și vom face tot posibilul să te ajutăm. Dar dacă urmezi pas cu pas exact ce fac eu în acest video, atunci vei obține și tu același rezultat la sfârșit. Așadar, vom face site-ul nostru în trei pași. În primul rând, vom avea nevoie de două lucruri ca să obținem un website profesional un nume pentru website-ul nostru și hosting. Numele site-ului tău este adresa la care poate fi găsit, de exemplu site-ul tău.com. În mod normal, înregistrarea unui nume costă aproximativ 18 dolari pe an, dar îți voi arăta o metodă să-l obții gratuit. Iar hostingul este un calculator special conectat la internet 24 de ore din 24, care va stoca toate fișierile și toată informația de pe site-ul tău. Dacă site-ul tău ar avea un nume, dar nu ar avea hosting, atunci el ar apărea ca fiind gol. După ce obținem hosting și un nume pentru site-ul tău, vom instala un program numit WordPress. WordPress este de departe cea mai populară metodă din întreaga lume pentru a crea un website și este foarte ușor de instalat. Iar ultimul pas va fi să facem designul site-ului. Obișnuia să fie foarte greu, dar îți voi arăta o metodă simplă să obții un design profesional, indiferent de experiența pe care o ai. Și singurul pas care costă bani este obținerea numelui și a hostingului pentru website-ul tău. Dacă urmezi metoda pe care ți-o arăt eu, WordPress va fi complet gratuit. Iar pentru a crea designul, un designer ar cere în mod normal între 300 și 1000 de dolari pentru un astfel de website. Dar îți voi arăta cum să faci același design tu singur, așadar va fi gratuit. Vei avea nevoie în schimb de hosting și de o adresă. Iar acest lucru te va costa în jur de 21 de lei pe lună sau 250 de lei anual. După părerea mea, un preț foarte bun pentru a avea un website. Nu confundați ce urmează să facem noi cu serviciile oferite de site-ul wordpress.com. WordPress.com este un serviciu diferit și mult mai scump, care costă peste 300 de dolari pe an, dar nu îți oferă nimic în plus față de ce îți voi arăta eu. Îți recomand să urmezi exact aceeași pași ca mine și vei obține un website WordPress mult mai bun și mult mai ieftin. Acestea fiind spuse, hai să începem cu pasul 1. Tot ce trebuie să facem este să deschidem un browser web, iar apoi vom merge la doarpeinternet.com slash hostgator. Doar pe internet.com este site-ul meu și mă voi asigura mereu că primești cel mai bun discount dacă vizitezi HostGator prin acest link. Vom primi un comision din partea HostGator dacă decizi să-i folosești, fără să te coste nimic în plus pe tine. Ba din potrivă, vei primi un discount dacă te înregistrezi cu ei la recomandarea noastră. În plus, acest comision ne permite să facem ghiduri detaliate pentru tine, precum acesta. Așadar, dacă folosești linkul nostru, îți mulțumim! Eu folosesc personal HostGator de peste 15 ani și mi-am făcut primul website cu ei tocmai prin anul 2005. Sunt printre cei mai vechi și mai reputabili furnizori de hosting de pe piață. Cel mai tare îmi place la ei funcția de mesagerie disponibilă 24 din 7. Aici le poți scrie oricând cu orice întrebare sau problemă ai și te vor ajuta să o rezolvi în doar câteva minute. În plus, serviciul de hosting în sine este de calitate și au prețuri extrem de bune. Sunt mii și mii de servicii de hosting, dar HostGator este, după părerea mea, cea mai bună opțiune, în special pentru un website complet nou. Dacă mergem aici sus la hosting, vedem trei opțiuni. Ai crede că vei avea nevoie de WordPress hosting, dar în realitate nu ți oferă mare lucru în plus și te va costa semnificativ mai mulți bani. Cea mai bună opțiune pentru un site nou este Shared Hosting, așa că dăm click aici și mai jos vedem aceste trei opțiuni, Hatchling, Baby și Business. Planul Business oferă lucruri de care nu avem nevoie sub nicio formă, Așa că îl putem ignora din prima. Apoi ne rămâne de ales între Hatchling și Baby. Singura diferență dintre cele două este că pe planul Baby poți găzdui mai multe website-uri simultan pe același cont de hosting. Așadar, dacă știi din prima că vei construi mai multe site-uri, atunci poți lua în considerare acest plan. Dar ține cont că te vei putea muta pe el și mai târziu, va trebui doar să plătești diferența. Dar Hatchling este cea mai bună variantă pentru un singur website, așa că eu voi alege Hatchling și îți recomand să faci la fel. Apăsăm pe Buy Now. Și acum avem două opțiuni. Putem să înregistrăm un nou nume de website sau putem muta un nume de website pe care l-am cumpărat deja în trecut. Dacă deții deja un domeniu, poți da click aici pentru a-l direcționa către HostGator. Dar eu mă voi întoarce pentru că noi înregistrăm un domeniu nou și să zicem că vreau să înregistrez cum să faci un site.com. Așadar l-am scris aici, iar apoi aleg extensia.com. Dacă varianta .com a numelui pe care îl cauți este deja luată, atunci poți folosi altă extensie, cum ar fi .net sau .org. Tine cont că nu poți înregistra un domeniu cu extensia .ro aici. Extensia .ro este locală și administrată de Registrul Român de Domenii, iar dacă vrei un astfel de domeniu, va trebui să-l înregistrezi separat pe rotld.ro. Dar .com este de departe cea mai populară extensie și extensia pe care o folosesc și eu pe majoritatea site-urilor mele, inclusiv pe cele în limba română, cum ar fi doar pe internet.com. În plus, vei obține acest nume .com complet gratuit prin HostGator. Așa că îți recomand să înregistrezi un domeniu și aici, chiar dacă vei vrea să cumperi în plus și un domeniu.ro mai târziu. Apoi mergem în jos și sărim peste aceste opțiuni pentru că nu are sens să mai cumpărăm și alte domenii extra. Și ajungem la Domain Privacy Protection. În mod normal, când înregistrezi un nume de website, legea obligă ca datele personale ale deținătorului, adică ale tale, să fie stocate într-o bază de date publică. HostGator se oferă aici să introducă datele companiei lor în loc să le introducă pe ale tale, serviciu care te-ar costa în jur de 80 de lei pe an. Dar dacă ești în România sau în orice altă țară din Uniunea Europeană, atunci nu avem nevoie de această protecție, pentru că legea GDPR interzice publicarea acestor date în registrul public. Așadar, dacă ai adresa în Uniunea Europeană, debifează această căsuță pentru că este complet inutilă pentru tine. Dacă ești în altă țară, în America de exemplu, atunci ți-aș recomanda să o lași bifată. Altfel riști să primești e mail și telefoane spam. Mai jos, noi am ales deja hostingul de tip Hatchling. Iar în dreapta trebuie să alegem cum vrem să plătim, câți bani și cât de des. Cu cât alegi să plătești mai mult în avans, cu atât te va costa mai puțin per lună. De exemplu, dacă alegi să plătești lunar, abonamentul te va costa pe lună mai mult decât dublu față de opțiunea anuală. În plus, cu opțiunea anuală, primești numele website-ului, adică domeniul, complet gratuit. În realitate, opțiunea anuală este de cele mai multe ori mai ieftină decât opțiunea pe 6 luni. Așadar, ignoră complet această opțiune. Eu voi alege varianta de 12 luni și îți recomand și ție să faci la fel. Mai jos, vom introduce datele contului nostru de HostGator. Introdu aici adresa ta de e-mail, confirmăm e-mailul, apoi alegem o parolă. Și alegem și un cod PIN pentru contul nostru. Apoi vom merge mai jos și vom introduce aici datele noastre de facturare. Ține cont că dacă folosești un număr de telefon din România, va trebui să adaugi prefixul plus 4. Iar apoi, în partea din dreapta, putem selecta metoda de plată. Și putem alege să plătim cu PayPal sau cu un card. Eu voi alege cardul și introducem aici datele cardului. Poți plăti cu orice tip de card, inclusiv cu orice card din România. Apoi mergem mai jos și suntem întrebați dacă vrem oricare dintre aceste servicii extra. Dar noi nu avem nevoie de niciunul pentru că vom putea să obținem tot ce ni se oferă aici în mod gratuit. Îți voi arăta mai târziu exact cum. Așa că le lăsăm pe toate nebifate, iar în această căsuță pentru codul de cupon, îți recomand să introduci codul doar site dacă nu este deja introdus. Acest cod îți va oferi cel mai mare discount. Apoi dăm click pentru validare, iar acum putem vedea că avem ajutor 24 din 7 inclus gratuit, avem activarea instantă a contului, garanția banilor înapoi, numele site-ului nostru pe un an oferit gratuit și hostingul pentru 12 luni de zile, totalul fiind de 55 de dolari și 69 de cenți, adică aproximativ 249 de lei pe an sau sub 21 de lei pe lună. Nu-ți face griji dacă plătești cu un card în RON. Suma va fi convertită automat din dolari în RON de către banca ta și vei plăti echivalentul în lei. Prețul fluctuează uneori în plus sau în minus, dar după părerea mea, oriunde în jurul la 55 de dolari pe an, este o ofertă excelentă pentru a avea propriul tău website online. În continuare, voi bifa că sunt de acord cu termenii și condițiile și că nu vreau să primesc pe e-mail oferte speciale, apoi voi apăsa Checkout Now. Va trebui să așteptăm două minute pentru ca HostGator să ne creeze contul. Apoi verifică-ți adresa de e-mail cu care te-ai înregistrat și ar trebui să vezi două sau trei e noi de la HostGator. Dacă ai înregistrat ca și mine un domeniu nou, e posibil să fi primit acest e-mail în căsuța ta. Va trebui să-l deschizi și să dai click pe acest link ca să confirmi și să activezi noul tău domeniu. Dacă nu ai primit acest e-mail, atunci nu-ți face griji, înseamnă că domeniul tău este deja activat. Apoi, poți vizita portalul HostGator pentru administrarea contului tău de hosting. Pentru a face asta, intrăm pe portal.hostgator.com și autentifică-te cu adresa ta de e-mail și cu parola pe care le-ai folosit mai devreme la înregistrare. Dacă îți apar și ție aceste formulare de introducere, dă scroll în jos și apasă Skip. Apoi din nou scroll în jos și apasă Go to Dashboard. Odată și în portalul HostGator, trebuie doar să ne mai uităm după textul Install WordPress. Eu îl văd aici sub Control Panel și dăm click pe Install WordPress. Apoi dăm click aici jos pe Install Now. Și acum avem posibilitatea să modificăm anumite setări cu privire la instalarea noastră de WordPress. Majoritatea setărilor de pe această pagină sunt deja bune și nu va trebui să le schimbi. Aici sus e bine să ai HTTPS exact ca mine. Aici asigură-te că ai selectat site-ul tău, domeniul pe care tocmai l-ai înregistrat. În cazul meu acesta este cum să faci un site.com. Acest câmp vrem să lăsăm gol, și aici va fi mereu ultima versiune de WordPress care este disponibilă, așa că îți recomand să o lași așa cum e, chiar dacă ai o versiune diferită față de cea care mi-este afișată mie. În continuare, putem aici să schimbăm numele și descrierea site-ului nostru. Însă în câteva minuteți voi arăta un loc mult mai bun în care poți schimba atât numele, cât și descrierea, precum și alte setări importante, așa că noi vom face asta mai târziu. Ce este în schimb important și vrem să schimbăm aici, sunt numele de utilizator și parola pentru contul tău de administrator pe care le vei folosi ca să te autentifici în site-ul tău WordPress. Eu voi schimba username-ul, numele meu Andrei, după care îmi voi alege o parolă. Apoi completează adresa ta de e-mail mai jos, și acestea vor fi datele noastre de autentificare. Ultimul lucru pe care trebuie să-l facem este să selectăm limba în care vrem să instalăm WordPress. Poți să stai engleză dacă preferi, dar eu îți recomand să alegi română cum voi face și eu, pentru că toți pașii din acest ghid vor fi în limba română pe cât de mult posibil, ca să fie pe înțelesul tuturor. Restul setărilor de pe această pagină nu ne interesează, pentru că ne vom ocupa de absolut tot, pas cu pas, mai târziu. Așa că mergem până jos până la finalul paginii și apăsăm Install. Apoi așteptăm 1-2 minute până ce WordPress se instalează. Noi vom grăbi acest proces prin magie editării, dar tu va trebui să aștepți maxim 2-3 minute. Și gata! Felicitări! WordPress a fost instalat iar acum poți accesa website-ul tău. Dar oare chiar poți face asta? Hai să încercăm! Dă click pe adresa site-ului tău de aici și vedem că HostGator ne-a mințit. Site-ul nostru nu este public pe internet chiar atât de repede. Asta pentru că, în realitate, durează de obicei între 20 și 30 de minute pentru ca un site complet nou să devină accesibil de pe internet din toată lumea. Iar noi, tocmai ce am înregistrat acest domeniu, acum doar câteva minute. Acest proces poate dura până la 48 de ore, dar asta se întâmplă foarte rar. Așa că eu voi închide deocamdată site-ul, voi lua o mică pauză ca să-mi fac o cafea și voi reveni în câteva minute. Am revenit după aproximativ 20 de minute ca să încercăm din nou. Dacă dăm din nou click pe site, vedem că de data asta a funcționat. Dacă ai ajuns și tu cu succes în acest punct, felicitări! Site-ul tău este oficial online, ceea ce înseamnă că noi suntem pregătiți să trecem la următorul pas. Nu-ți face griji pentru cum arată site-ul tău momentan, chiar dacă designul lui este diferit față de cel pe care îl vezi în acest video. Asta pentru că oricum noi nu vom folosi acest design de bază sau default de la WordPress, ci îți voi arăta o metodă mult mai ușoară și mai bună să-ți faci propriul tău design. Hai să vedem cum! Putem închide celelalte taburi de la HostGator acum, pentru că nu mai avem nevoie de ele. În continuare, vom lucra strict pe site-ul nostru pe care tocmai l-am creat. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne autentificăm. Ca să facem asta, tot ce trebuie să facem este să intrăm pe site-ul nostru.com slash wp admin WordPress admin Pe această pagină introducem numele nostru de utilizator și parola, aceleași pe care le-am ales mai devreme când am instalat WordPress. Apoi apăsăm autentificare. Și așa am intrat în panoul de administrare al website-ului nostru. Doar tu, în calitate de administrator al acestui website, poți vedea panoul de administrare, pentru că el este privat. Ca să navigăm de aici înapoi la partea publică a website-ului tău, tot ce trebuie să facem este să dăm click aici, pe numele website-ului, și am ajuns din nou la pagina principală. Apoi, dacă reîncărcăm această pagină, putem vedea că a apărut această bară de aici de sus. Aceasta este bară de administrare și ea nu apare decât pentru tine ca administrator, când ești autentificat în website-ul tău. De aici putem merge din nou la panoul de administrare, dând pur și simplu un click aici. Va trebui să ne obișnim să facem acest lucru pentru a configura website-ul și pentru a face schimbările de design. Așadar, după cum îți spuneam, din acest panou putem controla tot designul și tot conținutul pe care site-ul nostru îl va afișa. Și înainte să ne apucăm de treaba serioasă, trebuie întâi să facem un pic de curățenie, pentru că site-ul nostru a venit la pachet cu o mulțime de lucruri care ne încurcă și de care nu avem nevoie. Cel mai important lucru acum este să înțelegem ce sunt modulele. Modulele pentru site-ul tău WordPress sunt ca aplicațiile de pe telefonul tău. Ele adaugă funcționalități pe care WordPress nu le are în mod normal. De exemplu, smartphone-ul tău nou cumpărat poate da apeluri și trimite SMS-uri, dar nu poate să chemi un Uber. Ai nevoie de o aplicație pentru asta. Este același lucru și cu WordPress. Când e nou instalat, ai deja un website activ, dar foarte simplist. Și nu poți, de exemplu, să adaugi un formular de contact pe site-ul tău ai nevoie să instalezi un modul care să adauge abilitatea asta în site-ul tău WordPress. Și la fel ca și smartphone-ul tău, WordPress a venit cu o grămadă de module preinstalate de care nu avem nevoie. Așa după cum vezi, pe această pagină avem o grămadă de mesaje care ne distrag atenția, iar ele sunt afișate de diferite module. Așa că primul lucru pe care vrem să-l facem este să dăm click pe module în meniul din stânga și pentru că nu avem nevoie de ele, hai să le ștergem. Ca să facem asta, dăm scroll în jos și vedem că avem toate aceste pluginuri sau module instalate în WordPress-ul nostru. Le selectăm pe toate dând click pe această căsuță de aici, apoi din meniul Acțiuni în masă, selectăm Dezactivează, apoi dăm click pe Aplică. Apoi le selectăm pe toate din nou la fel ca înainte și din Acțiuni în masă, selectăm Șterge și dăm click din nou pe Aplică. Apoi confirmăm că vrem să le ștergem și imediat observăm că setările sunt mult mai simplificate în meniul din stânga, iar dacă mergem din nou la panoul de control, au dispărut majoritatea mesajelor acelora enervante și totul arată mult mai curat și mai simplu. Putem să scăpăm și de acest ultim mesaj dând click pe respinge și totul arată mult mai bine. Următorul lucru pe care vrem să-l facem este să ștergem paginile preinstalate. Așa că dăm click pe pagini, le selectăm pe ambele și selectăm aruncă la gunoi, apoi aplică. Apoi intrăm în meniul la gunoi, le selectăm din nou pe ambele și din acțiuni în masă Selectăm șterge definitiv și aplicăm. Am șters aceste pagini pentru că nu avem nevoie de ele și vom crea propriile noastre pagini într-un minut. Și în final vrem să ștergem și articolul care a venit cu instalarea noastră de WordPress, așa că intrăm pe articole aici sus, dăm click pe aruncă la gunoi, intrăm din nou pe gunoi și apăsăm șterge definitiv. Și acum putem începe practic de la zero cu o instalare complet curată de WordPress și să ne construim site-ul exact așa cum ne dorim. Hai să începem prin schimbarea setărilor de bază. Le găsești în meniul setări, așa că dăm click aici și acesta este locul unde poți schimba titlul site-ului tău și sloganul. Eu voi schimba titlul în Cum să faci un site WordPress și sloganul în Învață să-ți faci propriul tău website. Evident că tu îți poți alege orice titlu și orice slogan vrei pentru site-ul tău și vom vedea imediat unde urmează să fie afișate. În continuare mai avem câteva setări importante, dar merită să te atenționezi că nu ar trebui niciodată să schimbi cele două adrese de aici. Lasă-le așa cum sunt, pentru că dacă le schimbi, îți poți strica website-ul. Doar pe această pagină ne mai putem schimba adresa de e-mail a contului de administrator, iar noi o avem pe cea pe care am introdus-o când am instalat WordPress. Mai jos putem schimba limba site-ului, pentru noi e ok în română, și fusul orar pe care noi vrem să schimbăm, așa că putem da click aici și putem începe să scriem București și găsim aici orașul București și dacă îl selectăm, asta ne va seta site-ul pe fusul orar al României. Mai jos putem schimba data, eu voi alege formatul zi, lună, an și mai jos la formatul orei voi alege prima variantă, care reprezintă formatul de 24 de ore, adică ni se afișează ora, apoi minutul. Restul setărilor nu mai sunt de interes pentru noi, așa că dăm scroll în jos și apăsăm salvează modificările. Și acum ni se confirmă că au fost salvate noile setări și după cum observi, numele site-ului deja s-a actualizat aici sus. Și dacă dăm click pe numele site-ului, mergem la pagina principală și vedem că și aici ne apare cum să faci un site WordPress, adică titlul website-ului. Dar cel mai important, în tabul în care este deschis site-ul, mi s-a actualizat numele site-ului urmat de descrierea sau de sloganul pe care tocmai l-am introdus. Acestea sunt de asemenea titlul și descrierea sau sloganul care vor apărea în motoarele de căutare oricând va fi afișat site-ul tău în rezultatele lor. Acum că am personalizat setările de bază, cred că e momentul perfect să ne întoarcem în panoul de control și să facem o copie de siguranță a website-ului nostru sau un backup. O copie de siguranță este extrem de utilă când modifici designul website-ului tău și îți va permite să poți face orice modificări vrei de aici încolo, fără să ai vreo grijă că strici ceva. Dacă în orice moment strici ceva sau ți se pare că nu ai obținut rezultatul pe care l-ai dorit, vei putea reveni oricând la această variantă a site-ului tău în doar câteva clicuri fără griji. Ca să putem face un backup, va trebui să instalăm un nou modul. Așa că mergem aici jos la module și apoi dăm click pe adaugă modul. Aici în dreapta putem căuta un modul, iar cel care ne interesează pe noi se numește Updraft Plus. Caută și tu Updraft Plus exact ca mine și acesta este modulul care ne interesează. După cum vezi, are 5 stele din peste 5900 de recenzii și sunt peste 3 milioane de website-uri active care îl folosesc în acest moment. Așa că dăm click pe instalează acum, iar apoi dăm click pe activează. Vom ieși de aici și, după cum vedem, acum avem noul modul instalat pe website-ul nostru WordPress. Haideți să mergem la setări și vedem aici opțiunea Copii de siguranță Updraft Plus. Această opțiune nu era aici înainte, ci a fost adăugată aici de modulul pe care tocmai l-am instalat. Dăm clic aici, iar apoi tot ce trebuie să facem e să dăm clic pe Fă copia de siguranță acum. Apoi bifăm căsuța aceasta, ultima de aici, și asta va face ca această copie de siguranță să nu expire niciodată, adică să putem reveni la ea oricând. Apăsăm pe Fă copia de siguranță acum și în doar câteva secunde ni se confirmă că s-a terminat cu succes. Iar acum avem salvată aici această copie de siguranță la care vom putea să revenim oricând. Și dacă vrem vreodată să revenim la exact aceeași versiune a website-ului pe care o avem acum, tot ce va trebui să facem este să apăsăm aici Restaurează și în doar câteva clicuri putem călători înapoi în timp și să revenim la această versiune a website-ului nostru. Acum că putem face orice modificare fără grija că stricăm ceva, hai să trecem în sfârșit la partea cea mai interesantă, designul noului nostru website. Designul site-ului tău WordPress este controlat de tema pe care o ai instalată. Dacă ne întoarcem la site-ul nostru dând click aici sus, vedem acest design. Practic, design sau temă este același lucru în contextul în care vorbim despre WordPress. Această temă pe care o vedem aici este cea implicită care vine instalată odată cu WordPress. Tu e posibil să ai o temă diferită, dar nu-ți face griji pentru că o vom schimba oricum cu una mult mai bună. Haideți să mergem înapoi în panoul de control și vrem să mergem din nou la module. Apoi vrem să instalăm un modul nou, așa că dăm click pe Adaugă modul și apoi în această căsuță căutăm Starter Templates. Și acesta este modulul pe care îl căutăm și care ne interesează. După cum vezi, este de departe cel mai popular, având peste un milion de instalări active și peste 2600 de recenzii de 5 stele. Îl instalăm dând clic aici, apoi apăsăm Activează. Și acum vedem noul nostru modul instalat aici. Iar dacă mergem cu mouse peste meniul Aspect, vedem un nou submeniu numit Starter Templates. Această opțiune, din nou, a fost adăugată de modulul pe care tocmai l-am instalat. Dăm click pe Starter Templates, apoi dăm scroll în jos și dăm click pe Build Your Website Now. Apoi suntem întrebați ce editor vizual preferăm să folosim și ni se oferă trei variante. Însă Elementor este de departe cea mai bună și mai populară variantă, așa că dăm click pe Elementor, iar apoi pe această pagină putem vedea sute de designuri diferite pe care le putem instala pe propriul nostru website cu doar câteva clicuri. Putem de asemenea, din meniul de sus, să le alegem și în funcție de tematică. De exemplu, dacă vrem să facem un website pentru o afacere locală, mergem aici și avem diferite opțiuni. Avem modele de website-uri pentru electricieni, pentru instalatori, pentru tehnicieni de aer condiționat, pentru reparații de acoperișuri, pentru curieri, pentru restaurante și pentru multe altele. Practic, orice website ai vrea să faci, vei găsi aici un model excelent de urmat care va putea fi folosit drept punct de plecare și care îți va face treaba mult, mult mai ușoară. Eu am o temă în minte care a fost creată de noi și pe care am gândit o special pentru acest ghid. Este o temă extrem de flexibilă, simplă, dar profesională, pe care poți construi orice fel de website vrei, foarte ușor, urmând pas cu pas, exact ce facem noi în acest video. Tema pe care o căutăm se numește Love Nature. Dacă o căutăm, o găsim aici, putem da click pe ea și îți recomand și ție să începi cu această temă. Ca să poți să urmărești pas cu pas exact pașii pe care îi voi face eu în acest video și ca să-ți fie cât mai ușor. Apoi, după ce ai învățat tot ce trebuie să știi urmând acest ghid, vei putea restaura oricând acea copie de siguranță pe care tocmai am creat-o acum câteva minute și vei putea alege alt site de început dacă asta vei vrea să faci. După cum vezi, în partea din dreapta putem vedea o previzualizare acum va arăta site-ul nostru. Iar în partea din stânga avem niște opțiuni. Noi vom face mai târziu separat aceste setări, într-un loc în care e mult mai potrivit să le facem, așa că deocamdată apăsăm pur și simplu pe Skip and Continue. Apoi ni se oferă opțiunea să schimbăm paleta de culori care este folosită pe website, dar noi vom merge pe culorile inițiale. Și îți voi arăta o metodă mai bună să modifici aceste lucruri mai târziu. De asemenea, ni se oferă opțiunea să alegem un font diferit, pentru textul de pe site-ul nostru, dar din nou vom merge cu prima opțiune și îți voi arăta o metodă mai bună să modifici textul. Așadar apăsăm pe Continue și aici ni se cer niște informații care sunt opționale, așa că dăm pur și simplu scroll în jos și apăsăm pe Submit and Build My Website. Va dura apoi câteva secunde ca site-ul nostru să fie construit. Și gata, 14, 14 secunde mai târziu, website-ul nostru este gata. Putem apăsa pe View Your Website ca să vedem cum arată în acest moment. Și după cum vezi, site-ul nostru deja arată excelent. Modulul pe care l-am instalat ne-a ajutat să importăm acest șablon în site-ul nostru, lucru care ne va ajuta să facem un design foarte rapid și îți va economisi zeci sau sute de ore de muncă care ar fi fost necesare dacă începeai de la zero. A importat toate aceste imagini, tot acest conținut și tot acest homepage. Și nu doar atât, dar a importat și toate aceste pagini din meniu, inclusiv pagina noastră de contact care are acum și un formular de contact pe care vizitatorii îl vor putea folosi ca să-ți trimită un mesaj direct de pe site-ul tău. Ca să poată face acest lucru, tema pe care am importat-o a instalat automat încă două module pe site-ul nostru. Haideți să mergem înapoi în panoul de control și să aruncăm o privire. Mergem la module și haideți să verificăm ce module avem instalate până acum. Updraft Plus este modulul pentru copii de siguranță pe care l-am instalat noi mai devreme și care ne permite să restaurăm oricând acele copii. Starter Templates este de asemenea un modul instalat manual de noi și este cel care ne-a permis să importăm acest design în doar câteva clicuri. Dar avem și două module noi, Elementor și WP Forms Lite. Acestea au fost instalate automat odată cu importarea noului design. Elementor este editorul vizual de pagini pe care îl vom folosi imediat ca să personalizăm și să schimbăm designul exact cum îl dorim. Iar WP Forms Slide este modulul care ne permite să avem acel formular de contact pe pagina noastră de contact, unde vizitatorii te vor putea contacta direct de pe site-ul tău. Dacă mergem înapoi sus, putem apăsa X ca să ascundem acest mesaj și hai să vedem în pașii următori cum putem personaliza acest design ca să-l facem să arate exact cum vrem noi. Iar dacă în orice punct ți se pare complicat sau nu înțelegi anumiți termeni, nu-ți face griji. Vom face totul pas cu pas și dacă te încurci în orice punct, ne poți lăsa un comentariu mai jos și vom face tot posibilul să te ajutăm. Dar dacă urmezi pas cu pas exact ce facem noi, va fi super ușor. Hai să începem! Ca să edităm o pagină a site-ului nostru, tot ce trebuie să facem este să mergem înapoi la site-ul nostru, iar apoi, odată ce ne aflăm pe pagina pe care vrem să o edităm, putem merge sus în bara de administrare și avem opțiunea Editează cu Elementor. Aceasta e cea mai rapidă opțiune prin care poți face acest lucru, însă problema este că uneori, pe anumite pagini, nu vom găsi opțiunea asta aici. O opțiune mult mai bună ca să editezi orice pagină vrei, este să mergi înapoi la panoul de control, apoi în meniul pagini, iar aici vei regăsi toate paginile de pe site-ul tău. Când treci cu mouse-ul peste oricare dintre aceste pagini, găsești această opțiune care apare aici, editează cu Elementor. În cazul nostru vom vrea să începem prin a edita pagina Home, care este prima pagina a website-ului nostru. Așa că trecem cu mouse-ul peste pagina Home și apăsăm pe Editează cu Elementor. Așteptăm să se încarce și acesta este Elementor. Folosind această interfață, vom putea edita majoritatea conținutului și a elementelor de pe website-ul nostru. Singurele lucruri pe care nu le putem edita din Elementor sunt cea mai de sus parte a website-ului nostru, cea de aici, care se numește Header sau Antet în limba română, și cea mai de jos parte din website-ul nostru, cea de aici, care se numește Footer sau Subsol în limba română. Vom vedea mai târziu exact cum putem să edităm inclusiv aceste două secțiuni, dar deocamdată, în Elementor, ne vom axa strict pe conținutul principal, cel din interiorul paginii noastre. Conceptul principal aici este că orice element pe care dai click în partea dreaptă îl poți edita în partea stângă. De exemplu, putem da click pe acest buton din partea dreaptă și îi putem schimba conținutul și designul aici în partea stângă. Sau putem da click pe acest text de aici și din nou îi putem schimba conținutul și stilul în partea stângă. Știu că poate părea complicat când vezi pentru prima oară toate aceste panouri, dar nu-ți face griji. Totul va căpăta din ce în ce mai mult sens pe măsură ce începem să edităm împreună designul. Vom face totul pas cu pas și voi face tot posibilul să-ți explic setările cât mai simplu. Și vom învăța totul din mers în timp ce edităm împreună site-ul. Hai să începem întâi prin a edita textul de aici. După ce înveți cum să faci asta, vei putea schimba orice text din orice locație și pagina a site-ului tău. Aceasta este probabil cea mai importantă bucățică de text pentru că e primul lucru pe care vizitatorul tău îl va vedea când va ajunge la tine pe site. Dacă mergem cu mouse-ul deasupra textului de aici, We All Love Nature, vedem că este alcătuit din două elemente. Avem întâi elementul de aici, ne putem da seama după căsuța albastră pe care scrie We All Love și apoi avem Nature de sub. Noi vom șterge primul element pentru că nu vom vrea să îl păstrăm și tot ce trebuie să facem ca să-l ștergem este să mergem cu mouse-ul pe el, apoi găsim acest icon albastru în partea dreaptă, dăm click dreapta pe el și selectăm șterge. Atât este de simplu să ștergem absolut orice text vrem de pe site. Apoi vom vrea să selectăm textul de sub el, dând clic pe acest icon de aici și după cum vezi, în partea stângă avem trei taburi cu trei tipuri diferite de setări. Noi deocamdată ne vom axa pe setările ce țin de conținut și de stil, pentru că nu avem nevoie de setările de tip avansat deocamdată. Vom trece la avansat mai târziu. Așadar, deocamdată, sub setările de conținut, putem schimba textul în sine. Pentru noi, în acest exemplu, eu voi scrie WordPress. Și putem de asemenea să schimbăm alinierea aici jos. Stânga, dreapta sau centru. Și după cum ai observat deja, toate schimbările pe care le facem se reflectă instantaneu în această previzualizare a website-ului nostru din partea dreaptă. Dar deocamdată, aceste schimbări pe care le-am făcut nu se vor reflecta pe site-ul public. Hai să deschidem un nou tab și să intrăm pe site-ul nostru.com și după cum vedem, nu s-a actualizat încă. Dar dacă revenim la Elementor și dăm click pe Actualizează aici în stânga jos, dacă mergem și încărcăm din nou pagina noastră principală, vedem noul nostru text care a fost acum actualizat și pe site-ul public. Haideți să continuăm în tabul cu Elementor și să trecem în continuare la setările de stil. Acesta este locul în care putem modifica designul textului, cum ar fi culoarea și mărimea fontului. Pentru culoare putem da click aici și o putem schimba în orice culoare vrem noi folosind aceste meniuri. Și după cum vezi, jucându-te cu aceste două setări, poți ajunge la orice culoare vrei tu. Și poți de asemenea să modifici transparența culorii folosind această bară de aici de jos. Noi vom rămâne la culoarea albă pe care o aveam și înainte, și dacă trecem la setările de tipografie pe care le putem deschide de aici, putem schimba setările ce țin de font și dimensiune. De exemplu, putem face textul mai mic sau mai mare folosind această bară de aici, putem schimba grosimea textului de aici, sau altfel spus cât de bold este textul nostru, precum și alte setări ce țin de aspectul textului. Eu vreau doar să schimb fontul de aici de sus, și după cum vezi, dacă dai scroll în jos, sunt sute de fonturi din care poți alege. Eu știu deja exact ce font vreau, așa că dau click aici și scriu numele fontului pe care îl caut, care este acesta, Damien. Și vreau ca textul meu să aibă dimensiunea care o avea și înainte, de 117 pixeli. Apoi vreau să schimb și acest text de aici de jos și haide să scriem ceva relevant pentru site-ul nostru. Ai putea scrie, de exemplu, scopul principal al site-ului tău. În cazul meu, de exemplu, eu am scris cum să faci un website profesional în doar câțiva pași simpli. Și acum, după părerea mea, tot textul de aici arată super. Poți urma exact aceiași pași ca să schimbi orice alt text de pe site-ul tău. Eu voi vrea să schimb acest text, Our Services, și hai să scriem în locul lui, te ajutăm cu. Poți de asemenea să adaugi text nou oriunde pe site, dând click pe acest mic buton de aici din stânga sus, care va deschide panoul inițial, cel cu elemente. Și de aici poți trage în interiorul site-ului tău un subtitlu, care este elementul pe care îl vrei dacă vrei să adaugi un nou titlu pe website-ul tău. Sau putem merge în același meniu și putem trage în interior un editor text, care este elementul potrivit pentru orice text de tip paragraf pe care vrei să-l adaugi. Dar noi nu vrem să adăugăm niciun text nou, așa că le vom șterge. Și acum ai învățat tot ce trebuie să știi despre editarea textului. Eu voi salva modificările pe care le-am făcut până acum, dând click pe actualizează. În continuare, hai să vedem cum putem să adăugăm, să ștergem și să edităm butoanele de pe site-ul nostru. În primul rând, dacă vrei să adaugi un nou buton oriunde pe site, tot ce trebuie să faci e să adaugi un nou element de tip buton și să-l tragi unde vrei în interiorul site-ului tău. Apoi poți folosi opțiunile din stânga ca să le editezi. De exemplu, poți să-l centrezi folosind acest meniu. Și după cum probabil intuiești deja, putem da click dreapta pe el și să-l ștergem. Dar acum să spunem că vrem să facem butonul pe care îl avem aici să arate diferit. Și hai să spunem că vrem să-l facem să arate ca acest buton de pe site-ul Lego. Observăm că acest buton are un fundal alb cu text negru, dar dacă trecem cu mouse-ul deasupra lui, el devine negru, iar textul devine alb. Așadar avem fundal alb cu text negru, iar apoi fundal negru cu text alb. În plus, avem și acest simbol aici în partea dreaptă. Haideți să revenim la site-ul nostru în Elementor și să vedem cum putem recrea un buton similar. Ne asigurăm că am dat click pe butonul nostru, iar apoi, pentru setările de conținut, haideți să schimbăm textul în limba română. Apoi mai jos putem schimba și legătura sau linkul butonului. Aceasta este adresa către care vom fi redirecționați când dăm click pe butonul nostru. Aici poți ori să scrii manual o adresă, de exemplu poți scrie o adresă de pe site-ul tău, sau orice adresă de pe internet, cum ar fi google.ro. Sau, pentru că suntem pe WordPress, putem să căutăm pur și simplu numele unei pagini, de exemplu contact, și apoi o găsim și putem da click pe ea aici. Și după cum vezi, a fost inserată direct adresa paginii noastre de contact. Iar acum butonul nostru va duce către pagina noastră de contact. Mai jos putem să-i setăm o iconiță, exact ca butonul Lego. Intrăm aici pe biblioteca de iconuri și dacă vrem un icon similar cu cel al Lego, putem să căutăm în engleză greater, adică semnul mai mare. Și îl găsim aici. Dar eu am găsit un alt simbol care îmi place mai tare, se numește Long Arrow și îl voi selecta pe acesta, după care îl voi insera în site-ul nostru. Și acum îl putem vedea aici, dar se află înaintea textului nostru. Și îi putem modifica poziția aici și îl putem face să apară după textul nostru. Și asta e tot ce avem nevoie aici, așa că hai să trecem la setările de stil. Și haide să începem cu tipografia și vrem să facem textul un pic mai mare. Din 14 pixel, haide să-l facem de 16. Poți schimba aici și celelalte setări de tipografie, care vor avea exact același efect ca și mai devreme când le-am schimbat pentru textul de aici. Dar în cazul nostru nu e nevoie, așa că ieșim din tipografie și mai jos putem schimba culoarea textului pe care vrem să-l facem negru, exact ca butonul Lego, iar mai jos putem modifica culoarea fundalului pe care vrem să-l facem alb. Iar apoi, dacă trecem aici la meniul de tip Trece peste, acesta se referă la designul butonului nostru atunci când trecem cu mouse-ul pe deasupra lui. Iar noi vom seta aceleași culori, doar că invers. Textul va fi alb, iar pentru fundal vom vrea să-l facem negru. Iar acum putem ieși de aici și dacă trecem cu mouse-ul peste buton, vedem că el devine negru, exact ca pe site-ul LEGO. Alte schimbări pe care am putea să le facem pentru butonul nostru le regăsim mai jos. De exemplu, am putea să avem un chenar în jurul lui. Dacă dăm click pe tip de chenar și alegem varianta Dense, avem opțiunea pentru cât de mare vrem să fie chenarul. De exemplu, eu voi pune 7 pixele aici și după cum vedem, avem un chenar de 7 pixeli galben, a cărui culoare o putem schimba aici. De exemplu, îl putem face roșu. Noi vom trece înapoi și vom seta opțiunea fără chenar dar e util să știi cum poți să faci unul, pentru că poți face anumite designuri de butoane, precum acesta, folosind acea opțiune. Acest buton, de exemplu, are un chenar subțire de 1 pixel verde în jurul lui. Apoi hai să revenim la butonul nostru de sus, iar pentru opțiunea de rotunjire chenar, dacă setăm aici 40 de pixeli la fiecare colț, vedem că butonul nostru devine mult mai rotund. Iar dacă setăm rotunjirea pe 0 pixel, colțurile butonului devin foarte ascuțite, iar butonul devine practic un dreptunghi. Noi o vom lăsa pe 4 pixel, însă acesta este locul în care tu poți ajusta cât de rotund să fie fiecare colț al butonului. Și în final, pentru distanțare, aici setăm cât de mult spațiu există în interiorul butonului. Și când zicem interior, ne referim la acest spațiu dintre text și marginea butonului. De exemplu, dacă setăm toate valorile pe 0, vedem că avem 0 distanță între marginile butonului și textul din interior. Dar noi putem să-i dăm o distanță de 18 pixel sus, 20 în dreapta, 18 jos și 28 în stânga și obținem o spațiere similară cu cea a butoanelor de pe site-ul LEGO. Acum putem compara butonul nostru cu cel pe care am vrut să realizăm și după cum vedem, ele sunt foarte similare. Tu poți urma același proces ca să creezi orice stil de buton vrei și astfel poți schimba orice buton ai pe site sau poți crea butoane complet noi și originale de la zero. Dar hai să spunem că ne-am răzgândit și de fapt nu ne mai place noul buton, așa că vrem să călătorim în timp și să revenim la butonul pe care îl aveam înainte. Din fericire, e super ușor să anulezi sau să refaci schimbările în Elementor. Tot ce trebuie să faci este să dai click oriunde în partea dreaptă, aici de exemplu, Apoi poți să apeși control Z pe Windows sau comand Z pe Mac ca să anulezi schimbările pe care le-ai făcut. Poți apela la această comandă de mai multe ori ca să te întorci exact la stadiul la care vrei să revii. Schimbările tale se vor anula una câte una. Apăs acum Ctrl Z de oricâte ori este nevoie ca să trec prin toate schimbările. Și dacă cumva din greșeală ne-am întors în timp prea mult, putem oricând să apăsăm Ctrl Shift Z pe Windows sau Command Shift Z pe Mac ca să refacem schimbările pe care tocmai le anulasem. Și așa am revenit cu butonul exact în stadiul în care îmi place, cu vechile noastre culori și dimensiuni, dar cu noul nostru text începe acum. Poți apela la această tehnică de anulare sau de refacere a modificărilor oricând pe tot parcursul editării site-ului tău, nu doar pentru butoane. Orice editare ai face, o poți anula oricând folosind Ctrl Z. Super! În următorul pas vom învăța despre un concept extrem de important: secțiunile site-ului tău. Tot website-ul tău este alcătuit din piese care se numesc secțiuni, iar aceste piese se îmbină ca să creeze designul tău final. După cum observi, dacă trecem cu mouse-ul peste diferite elemente, vedem în primul rând aceste cutii albastre mari care conțin tot restul elementelor mai mici. Ca să identificăm o secțiune, ne uităm după cele mai mari chenare albastre de aici. De exemplu, aceasta de aici este o secțiune, după cum vezi, iar mai sus avem altă secțiune și dacă dăm scroll în jos, vedem că avem o a treia secțiune aici, de exemplu. Tot textul, imaginile, precum și butoanele și tot restul elementelor de pe site-ul tău sunt conținute în interiorul acestor secțiuni putem vizualiza mai precis și mai clar toate secțiunile din pagina noastră, precum și ce conține fiecare, dacă deschidem navigatorul de aici, din stânga jos. Dăm click pe acest icon mic și vedem că am deschis acest meniu de aici, din dreapta. Un mod confortabil să lucrezi cu el este să-l tragi și să-l lipești aici și, după cum vezi, el conține toate elementele care se află în pagina noastră. Iar cel mai mare tip de elemente, care conține tot restul elementelor mai mici, sunt secțiunile. Fiecare are o săgeată mică în stânga și dacă dăm click pe toate, Putem să ascundem temporar elementele din interiorul lor ca să vedem mai clar numărul de secțiuni pe care le avem în pagină. Și putem de asemenea să dăm click pe o anumită secțiune ca să o selectăm. De exemplu, vedem că a treia secțiune din pagina noastră este aceasta. Voi trage acum navigatorul de aici ca să putem să vedem mai bine designul și haide să selectăm penultima secțiune și să-i apăsăm săgeata ca să vedem exact ce elemente se află în interiorul ei. Și vom putea acum să vedem, dacă mergem aici la secțiunea noastră, că ea este alcătuită din două coloane în primul rând. Le putem selecta aici în navigator și le putem observa vizual aici. Putem identifica coloana din stânga după această linie punctată gri, care se întinde de sus până jos, precum și după acest icon gri care reprezintă o coloană. Aceste două coloane pe care le avem în secțiunea noastră permit conținutului să fie aliniat în stânga și respectiv în dreapta. Apoi hai să expandăm conținutul coloanei din stânga și putem vedea elementele care se află în interiorul ei. Avem în primul rând acest element de tip editor text, care este acest text de sus About Us, apoi după cum vezi mai avem un subtitlu, un editor text și un buton. Toate aceste elemente corespund cu cele pe care putem să le vedem vizual în partea aceasta. Buton, editor text, subtitlu și editor text. Dacă vrem, putem de asemenea să adăugăm elemente noi în această coloană. Tot ce trebuie să facem este să dăm click pe iconița noastră de elemente de aici și putem să adăugăm, de exemplu, un buton, trăgându-l aici pur și simplu și, după cum vezi, el apare în site-ul nostru atât aici cât și în navigator. Navigatorul este foarte folositor pentru că ne ajută să selectăm cu ușurință și cu precizie exact elementele pe care vrem să le edităm. Și, în plus, ne arată exact structura site-ului într-un mod perfect logic și ordonat, pe lângă afișajul vizual de aici. Putem să folosim navigatorul ca să selectăm noul nostru buton, apoi putem de asemenea să dăm click dreapta pe el de aici și să-l ștergem. Deocamdată eu voi ieși din navigator și vreau să-ți arăt cum poți rearanja secțiunile designului tău exact cum vrei. Tot ce trebuie să faci este să găsești cele șase puncte care corespund secțiunii tale, după care poți da click pe ele și poți trage secțiunea și să o așezi exact unde vrei în interiorul site-ului tău. De exemplu, dacă vrem, am putea să tragem secțiunea asta și să-i dăm drumul aici sus, astfel încât să apară mai sus în site-ul nostru. Și dacă vrei să revii la varianta inițială, poți oricând să apeși control Z și am mutat înapoi secțiunea unde se afla ea inițial. Poți de asemenea să faci același lucru și cu coloanele. De exemplu, avem aceste trei coloane aici, în interiorul cărora se află serviciile noastre și putem să le schimbăm locul, trăgând de exemplu această coloană din mijloc, în partea din stânga. Astfel poți schimba vizual ordinea în care apar coloanele tale, dar mai mult decât atât, le poți schimba și dimensiunea. Ca să le schimbăm dimensiunea, trebuie doar să mergem între două coloane, după care putem să tragem această linie verticală ca să le schimbăm dimensiunea. Și aceasta este altă variantă pentru care ai putea opta în designul tău. De exemplu, ai putea să ai aici un serviciu mai important, aici unul mai puțin important și aici unul și mai puțin important. Dar eu voi apăsa din nou control Z ca să revin la dimensiunile inițiale și la ordinea inițială a coloanelor de aici. Și în final, mai este un lucru pe care vreau să-ți-l arăt legat de secțiuni. Dacă vrei să adaugi o secțiune complet nouă pe site-ul tău, mergi aici în partea de jos, apoi dă click pe acest plus, după care poți crea o secțiune complet nouă de o coloană, două coloane, trei coloane sau mai multe coloane. De diferite dimensiuni. De exemplu voi alege o singură coloană. După care, ca și mai devreme, putem merge înapoi aici sus, și poți adăuga elemente noi în această secțiune ca să creezi conținut complet nou pe site-ul tău. Noi vom face asta mult mai în detaliu mai târziu, dar deocamdată am vrut doar să-ți arăt locul în care poți adăuga o secțiune complet nouă, așa că haide să ștergem această nouă secțiune și e super simplu să facem asta, doar apăsăm pe acest X de aici. Și asta este tot ce trebuie să știi ca să poți controla toate secțiunile și coloanele de pe site-ul tău, lucruri care te vor ajuta enorm când modifici structura de bază a site-ului sau unei pagini. Poți reveni oricând la această parte a ghidului dacă ai nevoie de ajutor cu editarea unei secțiuni sau unor coloane. Acum haide să trecem mai departe și să vorbim despre imagini. Imaginile joacă un rol extrem de important în designul final al website-ului tău și pot cu ușurință să facă diferența între un website care arată profesional și unul care arată amatoricesc. Așa că haideți să vedem cum putem adăuga, șterge sau schimba orice imagine de pe site-ul tău, precum și unde putem găsi imagini de calitate. Să zicem de exemplu că pe pagina noastră principală vrem să schimbăm această imagine de aici. Tu probabil va trebui să schimbi fiecare imagine de pe această pagină și ideal ar fi să o faci cu propriile tale imagini de calitate. Dar de multe ori e greu să obții o imagine care arată bine, așa așa că hai să vedem ce alternative avem dacă nu avem o imagine bună care să o locuiască pe cea de aici. Hai să închidem tabul ăsta pentru că nu mai avem nevoie de el și putem deschide un tab nou, iar apoi putem căuta imagini care arată foarte bine pe site-uri de tipul Free Stock Images, adică imagini ale căror drepturi de autor ne permit să le folosim pe site-ul nostru, complet gratuit și fără compromisuri. Eu personal am trei surse de imagini gratuite pe care vreau să ți le recomand și ție. Primul website pentru imagini gratuite este pixabay.com. Așa că intrăm pe Pixabay și după cum vedem aici, poți găsi o colecție de poze și de ilustrații pe care poți să le folosești complet gratuit pe website-ul tău. Încă două surse foarte bune sunt unsplash.com și de asemenea, pexels.com. Poți folosi oricare dintre aceste trei surse ca să găsești imaginea ideală pe care o cauți pentru site-ul tău. Pentru acest exemplu, noi vom folosi Pexels și aici putem căuta orice fel de imagine vrem. Hai să zicem că facem un website despre cafea sau poate un website pentru o cafenea locală. Tu poți evident să faci propriul site despre orice vrei tu, dar eu voi căuta o poză cu o ceașcă de cafea. Poți căuta aici cuvinte cheie atât în limba română cât și în engleză și eu îți recomand să le încerci pe ambele până ce găsești imaginea ideală pentru tine. Dar eu am găsit aici mai devreme deja o poză cu o ceașcă de cafea care îmi place și este aceasta de aici, așa că dăm click pe ea și după cum vezi putem să o descărcăm gratuit în dreapta sus. Și aici este foarte important să selectezi dimensiunea ideală pe care o vrei. Noi nu vrem să descărcăm dimensiunea originală pentru că este prea mare și acest lucru va face website-ul nostru să se încarce mult mai lent. Dimensiunea ideală în cazul nostru este cea medie, așa că o selectăm aici Aici, iar în funcție de imaginea pe care ai selectat-o, aceste opțiuni de aici vor fi diferite. O regulă bună este să selectezi o imagine a cărei mărime este în jurul la 1000 pe 1000 de pixel. Aceste numere înseamnă că imaginea noastră are 1280 de pixel pe lățime și 1920 de pixel pe înălțime. Este bine să nu depășim aici 2000 de pixel nici pe lățime nici pe înălțime. De aceea selectăm dimensiunea medie, după care apăsăm descarcă gratuit. Și după cum vedem, imaginea a fost descărcată în PC-ul nostru, ceea ce înseamnă că acum putem să o încărcăm pe site. Așa că haideți să ieșim din Pexels, să mergem înapoi în Elementor și acum că avem imaginea noastră pregătită, putem pur și simplu să dăm click pe imaginea pe care vrem să o schimbăm, iar apoi în stânga mergem la Alege o imagine aici și aici putem ori să selectăm fișierul adică acea imagine pe care vrem să o introducem pe site sau și mai ușor, putem pur și simplu să o tragem de aici în interiorul site-ului nostru. Și apropo, dacă vrei să găsești aceleși imagini pe care eu le-am folosit, le vei găsi într-un link în descrierea de mai jos. Voi adăuga acolo o arhivă cu toate imaginile pe care le folosesc în acest video și îți recomand să o descarci ca să urmezi exact ce fac eu pas cu pas și ca să-ți fie cât mai ușor să înveți și tu deocamdată. Mai târziu poți reveni din nou aici și să înlocuiești această imagine cu orice vrei tu. Dar deocamdată, haideți să inserăm imaginea noastră aici în dreapta jos și după cum vezi, noua noastră imagine este încărcată pe site. În continuare, putem să schimbăm aspectul ei dacă mergem la setările de stil în stânga, iar aici putem schimba lățimea imaginii ca un procent din coloana în care se află. De exemplu, noi avem această coloană gri, iar aici vom seta un procent care reprezintă spațiul pe care imaginea noastră îl ocupă în interiorul coloanei. Eu voi face imaginea mea în jur de 87% lățime, și mai jos ne putem juca cu încă câteva setări. Aici, de exemplu, poți schimba opacitatea imaginii tale, adică cât de transparentă este, iar aici poți să-i setezi un chenar sau un contur, dacă vrei. Eu nu vreau un chenar, dar vreau să am colțurile imaginii mele mai rotunjite. Și pentru asta poți să setezi, de exemplu, la rotunjire chenar, ca fiecare colț să aibă 20 de pixeli de rotunjire. Și după cum vezi, colțurile noastre au devenit mai rotunde. Dacă revenim înapoi la 2, sunt mai pătrate. Dacă punem 20 de pixeli, devin mai rotunde. Putem de asemenea să schimbăm aspectul imaginii noastre cu opțiunea Filtre CSS. Pentru asta dăm clic aici și putem aici să schimbăm aspecte precum luminozitatea imaginii noastre sau putem schimba contrastul sau saturația culorilor. Eu vreau să las contrastul cum era, dar vreau să fac imaginea un pic mai luminoasă și de asemenea un pic mai colorată. Și sunt mulțumit de cum arată, așa că voi apăsa Actualizează. Putem acum să mergem înapoi pe site-ul nostru principal și haide să vedem cum arată noua noastră imagine. Dăm întâi un refresh la pagină și, după cum vezi, noua noastră imagine arată super bine. Haideți să ne întoarcem la Elementor și haideți să vedem cum să adăugăm o imagine complet nouă. Trebuie doar să mergem din nou la meniul cu elemente, aici sus, și să tragem un nou element de tip imagine oriunde vrem pe site-ul nostru. Și din nou, în stânga, putem alege ce imagine vrem, să zicem că o alegem pe aceeași și o inserăm în site. Și după cum vezi, am adăugat o nouă imagine de la zero și din nou îi putem modifica conținutul și aspectul exact ca înainte. Iar dacă te răzgândești, poți oricând să dai click dreapta pe ea și să o ștergi. Și asta e tot. Acum știi să adaugi, să ștergi și să modifici imagini, precum și să găsești imagini superbe online, pe care le poți folosi complet gratuit și legal pe site-ul tău. Următorul lucru pe care vreau să-l facem este să ne uităm la imaginea aceasta de sus care este prima imagine mare din pagina noastră. Ea pare diferită de imaginea pe care tocmai am modificat-o, pentru că și este. Vorbim aici despre o imagine de fundal. Se numește imagine de fundal pentru că acaparează și acoperă toată această secțiune de sus, care este delimitată de căsuța noastră albastră. Practic aici avem această secțiune mare în spate, care este acoperită de aceste două elemente text și de butonul nostru. Fundalurile sunt o parte super importantă a designului nostru și deseori vei vrea să schimbi un fundal ca să obții aspectul pe care îl vrei în site-ul tău. Ca exemplu, haide să deschidem și să ne uităm la site-ul Airbnb. Dacă mergem în partea de jos a paginii lor principale, vedem că au aici această imagine de fundal, iar deasupra ei au text și un buton. Exact ca pe website-ul nostru. Avem acest fundal aici, cu text și un buton deasupra. În cazul nostru, pentru că aceasta este prima secțiune a primii pagini de pe site-ul nostru, ea se mai numește și Hero Section sau secțiune Erou, pentru că e foarte importantă fiind primul lucru pe care vizitatorii îl văd. Așadar, hai să vedem cum putem schimba această imagine super importantă. Tot ce trebuie să facem este să dăm click pe aceste șase puncte care corespund secțiunii noastre, iar apoi în stânga putem controla toate setările pentru secțiunea noastră. Ca să schimbăm imaginea, mergem întâi la stil, Trebuie doar să dăm click pe imaginea aici, apoi dăm click pe încarcă fișiere, selectează fișiere și vom naviga la imaginea pe care vrem să o încărcăm. Eu voi merge la arhiva pe care o vom încărca și în descrierea acestui video, iar tu dacă vrei să descarci aceleași imagini, ceea ce îți recomand, din nou găsești linkul în descrierea acestui video. Cum să faci un website, aceasta este arhiva noastră, iar eu voi merge în folderul Home și voi selecta imaginea Home Arrow. Apoi apăsăm Inserează Media. Și vedem că s-a schimbat imaginea de fundal pentru o întreaga secțiune. Îți recomand să folosești și tu aceeași imagine ca mine deocamdată și o poți înlocui cu orice altă imagine vrei mai târziu. În continuare, în stânga, putem modifica setări precum poziție și dimensiune, dar majoritatea setărilor existente sunt bune. Singurul lucru pe care vreau să-l modific este poziția, iar aici poți seta punctul din imaginea ta care va fi focalizat. De exemplu, dacă aleg centrat stânga, vedem că partea din centru stânga a imaginii devine mai vizibilă. Eu vreau să aleg varianta jos pe centru și imaginea arată. Super bine. însă mi se pare un pic cam luminoasă, iar scrisul alb e un pic prea greu de citit. Putem repara lucrul acesta din opțiunile de suprapunere fundal. Dăm click pe suprapunere fundal și îți poți imagina această suprapunere ca o culoare de o anumită transparență care acoperă fundalul tău. De exemplu, în acest caz avem deja o culoare neagră care are o opacitate de 0,2. Asta înseamnă că suprapunerea noastră neagră este 20% vizibilă sau altfel spus 80% transparentă. După cum vezi, dacă ne jucăm cu această setare, o putem seta să fie 71% opacă sau altfel spus doar 29% transparentă. Dacă o punem pe 1, adică 100% opacă, nu mai putem vedea fundalul și vedem doar culoarea neagră. Noi am avut inițial o opacitate de 0,2, dar eu voi vrea să o setez pe 0,3, adică 30% opacitate și după cum vezi, textul alb de deasupra fundalului este acum mult mai ușor de citit. Dacă vrei, tot de aici poți să modifici și culoarea de exemplu, poți să o faci albă, roșie sau orice altă culoare vrei tu, dar noi o vom lăsa neagră. În final, vreau să fac această imagine un pic mai înaltă ca să acopăr spațiul acesta alb de aici de jos. Putem face lucrul ăsta din setările de aranjament, iar aici, la înălțime minimă, putem să setăm cât de înaltă vrem să fie secțiunea noastră. Eu vreau să aibă 625 de pixeli și acum vedem că imaginea acoperă perfect acest spațiu și nu mai avem albul acela de aici de jos. Putem acum să actualizăm noile setări și hai să vedem cum arată pagina noastră principală. Dăm un refresh și arată super, super bine. Când intrăm pe site, vedem acest background simplu cu un buton care îndeamnă la acțiunea pe care vrem să o ia vizitatorul. Și dacă vizitatorul dă scroll în jos, găsește mai multe detalii despre ceea ce facem. Perfect! Avem un design minimalist și simplu, dar care arată profesional, iar după ochiul meu, fiecare element este poziționat exact așa cum ar trebui să fie. Pe timp vorbim de fundaluri, vreau să-ți mai arăt o opțiune foarte faină, dar foarte pe scurt. Hai să ne întoarcem un în Elementor și hai să mergem în jos la secțiunea de testimoniale. Hai să selectăm secțiunea și vedem că sub opțiunile de stil avem aici un fundal clasic, adică simplu de tip culoare, cu acest gri foarte deschis. Practic avem același tip de fundal ca mai sus, doar că în loc de poză avem o culoare. Și poți de aici să setezi orice culoare vrei pentru fundalul tău. Dar noi vom ieși de aici și vom da Ctrl Z ca să ne întoarcem la griul nostru inițial. Dar alt lucru și mai interesant pe care l-am putea face aici este un fundal de tip carusel sau o prezentare, după cum este anumită în Elementor. Putem da click aici pe prezentare, după care putem să selectăm niște imagini de aici. Eu voi încărca din nou trei fișiere, pe care din nou poți să le găsești în arhiva din descriere. Voi ține apăsată tasta Control și voi alege aceste trei imagini de galerie de aici și le voi deschide. Aștept să se încarce în site, după care apăs Creează o galerie nouă, după care inserează galeria. Și acum fundalul nostru a devenit o prezentare cu imagini multiple. Putem să ne jucăm cu setările din stânga. De exemplu, putem face durata fiecărei imagini să fie în loc de 5 secunde sau 5 milisecunde. O putem schimba în două secunde și jumătate. Apoi, mai avem și alte setări cu care ne putem juca aici. De exemplu, efectul Ken Burns este interesant. Oferă acest efect de zoom fiecare imagini. Și dacă te răzgândești și nu-ți mai place acest efect, poți oricând să te întorci la efectul inițial, dând click pe fundalul clasic. Și așa am revenit la acest gri din fundalul secțiunii noastre. Și atât, felicitări! Acum știi cum să modifici fundalurile secțiunilor de pe site-ul tău, un lucru super important ca să obții designul pe care îl vrei. Acum, haide să trecem la ultimul lucru pe care vrem să-l învățăm pe homepage, care este de asemenea foarte important, spațierea sau spațiul dintre elemente. Toate secțiunile, coloanele și elementele de pe site-ul tău au spațiu în jurul lor. Fără acest spațiu, toate elementele ar fi îngrămădite și lipite unele de altele și nu s-ar mai înțelege nimic din designul nostru. De exemplu, dacă mergem mai jos și selectăm acest buton, să spunem că vrem să-l mutăm mai în jos și mai spre dreapta. Putem să mergem la setările lui avansate și aici avem două setări relevante, distanțare și margine. Primul lucru pe care vrem să-l facem este să dezactivăm legătura dintre aceste patru valori și putem face asta dând clic aici. Apoi, dacă vrem să adăugăm spațiu sus, mergem la căsuța unde scrie sus și putem, de exemplu, să adăugăm 100 de pixeli de spațiu. Și după cum vezi, acest lucru a adăugat 100 de pixeli aici, deasupra. Dacă mergem aici și adăugăm 50 de pixeli de spațiu la stânga, după cum vezi, am adăugat acest spațiu de aici. Și astfel am mutat butonul exact cum am vrut, mai la dreapta și mai în jos. Haideți să revenim acum la valorile inițiale iar un alt truc aici sunt valorile de margine care pot fi și negative. Așadar dezactivăm legătura lor și în partea de sus de exemplu putem să scriem minus -30 de pixeli ca să mutăm butonul nostru cu 30 de pixel mai sus. Eu voi reveni la valorile inițiale de 0, dar acestea sunt setările pe care putem să le folosim ca să poziționăm butonul nostru exact cum vrem. În plus, exact ca acest buton, absolut toate celelalte elemente de pe site-ul nostru au de asemenea spațiu în jurul și în interiorul lor. Putem verifica spațierea oricărui element dând click pe el, de exemplu pe acest text, mergând la setările de tip avansat. Iar pentru acest buton putem vedea că are 20 de pixel spațiu sus și 20 de pixel spațiu jos. Acesta este spațiul pe care îl putem vedea aici și respectiv aici. Iar dacă selectăm imaginea noastră și mergem la avansat, putem vedea că și ea are 16 pixel de distanță în fiecare parte. Pe lângă fiecare element individual, putem să selectăm și o întreagă coloană, de exemplu aceasta, mergem din nou la avansat și vedem aici cel mai notabil că această mare coloană din stânga. Are un spațiu de 250 de pixeli în dreapta. Acesta este spațiul pe care îl vedem aici și este motivul pentru care textul nostru nu se întinde pe tot spațiul disponibil către dreapta. De exemplu, dacă schimbăm acest spațiu în 0, putem vedea că acum textul nostru are loc, ca să spunem așa, să se întindă pe tot spațiul disponibil în interiorul coloanei. Dar mie îmi plăcea aspectul inițial, așa că haideți să revenim la 250 de pixeli, dar am vrut să-ți arăt că inclusiv coloanele și chiar secțiunile au spațiu în jurul lor. De exemplu, dacă selectăm această secțiune, mergem din nou la avansat și observăm că inclusiv ea are 50 de pixeli de spațiu sus și 50 jos, adică avem acest spațiu de aici și respectiv acest spațiu de aici. Așadar, chiar și întregile secțiuni au ele înșile distanțare și margine. Dar ce nu știm încă este care e diferența dintre distanțare și margine. Cel mai ușor loc de ilustrat diferența dintre cele două este în secțiunea de aici, unde avem acest testimonial. Hai să selectăm secțiunea și să mergem la avansat. Hai să dezactivăm legătura pentru margini și să vedem ce se întâmplă dacă adăugăm 150 de pixeli de margine în partea de sus. Și după cum vezi, am adăugat acest spațiu de 150 de pixeli în exteriorul secțiunii, în partea de sus. Dar dacă modificăm distanțarea la 150 de pixeli în partea de sus, vedem că spațiul a fost adăugat în interiorul secțiunii. Așadar, după cum vezi, marginea adaugă spațiu în exteriorul elementului nostru, iar distanțarea adaugă spațiu în interiorul lui și îl face practic să ocupe mai mult spațiu sau să pară mai. Mare. Aceasta este cea mai importantă diferență dintre margine și distanțare și uneori e foarte util de știut acest lucru. Dar în majoritatea cazurilor, distanțarea și marginea vor aduce un rezultat identic. Așa că de obicei poți folosi direct doar distanțarea și să recurgi la margine doar dacă nu obții rezultatul pe care îl vrei. Iar asta este metoda prin care poți controla exact poziționarea și spațierea a fiecărui element de pe site-ul tău. Eu voi apăsa acum control Z și voi anula schimbările pe care le-am făcut aici pentru că nu vreau să le păstrez. Am vrut doar să demonstrez diferența dintre margine și distanțare. Iar acum voi să pe Actualizează ca să salvezi și ultimele schimbări de pe homepage, iar acum putem ieși din Elementor pentru că nu mai avem nevoie de el deocamdată. Așa că haideți să închidem aceste taburi și să ne întoarcem în panoul nostru de administrare. În continuare, acesta este un punct bun în care ar trebui să facem o nouă copie de siguranță a site-ului nostru și să salvăm toată această muncă pe care am depus-o până acum. Ca să facem acest lucru, mergem în stânga la setări, apoi copii de siguranță și ca să facem o copie nouă, dăm clic aici, bifăm această căsuță ca să ne asigurăm că nu poate fi ștersă decât manual și apăsăm fă copia de siguranță acum. Când e gata, vedem acest mesaj de succes. Iar apoi, dacă mergem în jos, vedem că avem două copii. Aceasta este copia pe care am făcut-o la început, iar aceasta este copia pe care tocmai am făcut-o. Dacă vrei să revii la o copie din trecuta site-ului, tot ce trebuie să faci este să apeși Restaurează. Apoi bifăm toate aceste căsuțe înainte să trecem mai departe și apăsăm din nou Restaurează. Așteptăm să se încarce și după ce primim mesajul de succes, apăsăm pe întoarce și va trebui să ne autentificăm din nou pe site cu numele nostru de utilizator și parola. Ni se spune că a fost restaurată cu succes copia noastră și trebuie să apeși acum pe șterge directorii vechi ca să finalizezi procesul. Nu-ți face griji pentru că acest proces nu-ți va șterge nicio altă copie pe care ai făcut-o deja. Ne întoarcem la configurarea Updraft Plus și după cum vezi, chiar dacă am restaurat această copie, avem încă disponibilă copia pe care am făcut-o mai devreme. Iar acum, dacă ne întoarcem pe pagina principală a site-ului, după cum vezi, am revenit la copia de mai devreme, cea pe care am făcut-o după ce am terminat setările este foarte bine să te obișnuiești să faci copii din când în când pe măsură ce lucrezi la website-ul tău, ca să-ți salvezi în mod constant munca. Poți chiar să descarci aceste copii în PC-ul propriu, ca să te asiguri că le păstrezi în siguranță. Voi da un refresh la această pagină, ca să-mi apară bara de administrare de sus, și haide să mergem din nou la panoul de control și ne întoarcem la setări, copii de siguranță, și dacă vrem, de exemplu, să descărcăm copia de mai devreme în PC-ul nostru, vedem că avem aici această coloană în care ni se spune să dăm click pentru descărcare. Iar dacă dăm click pe toate aceste butoane de aici, vedem că pentru cele 5 fișiere, ni se oferă opțiunea să le descărcăm. De exemplu, aceasta este arhiva cu baza noastră de date și dacă apăsăm Descarcă, am descărcat arhiva în PC. Putem face acest lucru și cu celelalte fișiere, precum modulele și temele noastre, iar odată ce am descărcat toate aceste arhive în calculatorul nostru, vom putea oricând să le încărcăm înapoi pe site, dând click aici pe Încarcă fișierele copiei de siguranță. Apoi le-am putea selecta de aici și astfel să revenim la acea arhivă a site-ului nostru. Pentru noi nu este necesar să facem asta, pentru că avem deja copia de siguranță disponibilă aici, așa că pentru copia pe care tocmai o făcusem mai devreme, când am terminat homepage-ul, vom apăsa Restaurează. Vom bifa din nou toate căsuțele de aici, vom merge la următor și vom apăsa din nou pe Restaurează. Așteptăm 20 secunde să se încarce și și ne întoarcem la configurare. Apoi ne autentificăm din nou și ștergem directoriile vechi. Ne întoarcem la Updraft Plus. Iar apoi mergem din nou la prima pagină și, după cum vezi, am revenit la munca pe care o salvasem mai devreme. Cu acest homepage pe care am învățat mai devreme, cum să edităm fiecare element care ne interesează. Am vrut să-ți arăt în detaliu cum poți să faci o copie de siguranță a site-ului tău în orice punct și cum o poți descărca în calculatorul tău, pentru că așa tu vei putea fi sigur și complet liniștit că în orice punct, dacă ai stricat ceva sau dacă nu-ți place o modificare pe care ai făcut-o, te vei putea întoarce oricând la un punct din trecut și vei putea relua procesul de acolo. Credem că atunci când lucrezi la site-ul tău, e extrem de util să ai acest. Este copii de siguranță la îndemână. Posibilitatea să te întorci la oricare dintre ele oricând îți va permite mereu să faci schimbări liniștit, fără frica că vei pierde munca de până acum. Acum că știm acest lucru, voi da un refresh pe această pagină, din nou ca să-mi apară această bară de administrare aici sus și haide să trecem mai departe. Vom continua acum cu modificarea designului următoarei pagini, pagina despre noi. Aici îți voi arăta inclusiv o tehnică super faină pe care cei de la Apple o folosesc pe propriul lor website, pe apple.com. Dar haideți să începem cu începutul. Pentru a edita pagina despre, mergem întâi la panoul de control, apoi la pagini, apoi pagina noastră despre este aceasta, About. Dăm click pe numele ei, pe About, și în primul rând vrem să schimbăm titlul din engleză în română. Eu o voi denumi Despre. Apoi vreau să mai schimb încă un lucru. Aici, la legătură permanentă, linkul sau adresa la care poate fi accesată această pagină. Îl putem vedea aici. De exemplu, acum este siteul tău.com/slash about. În loc de slash about, eu voi vrea să fie slash despre, așa că scriu despre aici și adresa a fost actualizată. Ca să salvăm aceste modificări, trebuie să apăsăm actualizează aici sus și așa am schimbat titlul și adresa. Acum hai să edităm designul cu Elementor și putem apăsa direct aici pe editează cu Elementor. Iar acum, pe pagina ta despre, poți edita orice element existent aici, exact așa cum am învățat mai devreme. Poți schimba orice text, buton, imagini, spațierea lor și tot restul. De exemplu, eu voi schimba textul de aici de sus și îl voi traduce în română. Doar dăm click pe el și îl modificăm în despre noi. Apoi, hai să zicem că vrem să schimbăm imaginea de aici cu un video. Vom deschide întâi meniul cu elemente de aici, apoi putem trage un element de tip video în locul dorit. Eu îl voi pune deasupra pozei aici iar apoi voi șterge poza pentru că nu mai am nevoie de ea. Doar dau click dreapta și apăs șterge. Acest video ar putea fi, de exemplu, un material despre tine sau despre compania a cărui site îl construiești, ar putea fi o recenzie a unui client sau o înregistrare cu produsul sau serviciul tău. Dacă ai un video personal pe care vrei să-l folosești, cea mai bună metodă pentru a-l adăuga pe site-ul tău este să-l încarci întâi pe YouTube. E simplu și gratuit și poți face videoul privat sau nelistat, astfel încât să poată fi vizionat doar pe site-ul tău. După aceea, putem selecta elementul nostru video aici și vom putea folosi linkul sau adresa oricărui video de pe YouTube aici ca să includem videoul respectiv pe site-ul nostru. Așadar, putem introduce aici orice video de pe YouTube. Să zicem că în exemplul nostru facem acel site despre cafea. Așadar, putem merge pe YouTube și să căutăm un video despre cafea. Să zicem că am găsit acest video și ne place, așa că intrăm pe el și îi putem copia adresa de aici de sus. Apoi mergem înapoi la site-ul nostru, ștergem adresa existentă de aici și introducem videoul ales de noi. Și după cum poți observa, videoul apare deja pe website-ul nostru și îl poți vizualiza direct aici. Poți să dai play, pauză sau să mergi mai departe. Exact ca și cu orice alt clip de pe YouTube. În partea din stânga mai găsești o mulțime de alte opțiuni pentru acest video, dar setările implicite pe care le avem sunt deja foarte bune. Și asta e tot ce trebuie să faci ca să introduci un nou video oriunde pe site-ul tău. Putem acum să închidem acest tab de YouTube și în continuare vreau să-ți arăt o altă tehnică de design super faină pe care o poți realiza cu ajutorul unui video. Haideți să mergem în josul paginii unde vrem să edităm secțiunea cu acest testimonial. Întâi selectăm secțiunea, apoi mergem la setările de stil și vom schimba culoarea de fundal de deocamdată într-un verde mai deschis ca să ne fie mai ușor să vedem și să edităm elementele de deasupra. Iar apoi vom schimba culoarea textului nostru din meniul de stil în alb, așadar îl selectăm aici și din nou și pentru acest text de jos, din nou la stil, culoare, alb, transparență 0 și apoi voi vrea să șterg această imagine cu aceste ghilimele de sus. Și în locul ei, vreau să merg la meniul cu elemente și să trag un element de tip separator în locul imaginii. Acesta va înlocui ghilimelele pe care tocmai le-am șters. Cu separatorul selectat, pentru lățimea lui voi seta o valoare de 22%, iar apoi îl voi centra. Vreau să-i adaug și o iconiță în mijloc, de aici, și haide să selectăm o iconiță. Eu voi căuta cuvântul quote care înseamnă ghilimele în limba română și îl voi insera. Iar apoi, ca să schimbăm designul, mergem la stil. Vom face și aici culoarea tot albă, ca și textul. Iar la greutate vom introduce 3, ca să facem liniile mai groase. Iar aici, decalajul este spațiul dintre ghilimele. Apoi deschidem acest meniu pentru setările iconiței. Îi vom da o dimensiune de 25 le vom face tot albe, ca și textul, și adăugăm o spațiere de 20 între iconul nostru și liniile orizontale. Apoi vom selecta întreaga secțiune de aici și sub setările de stil vom face fundalul de tip video. Iar aici poți adăuga orice video vrei ca să-l folosești pe post de fundal. Eu am găsit deja un video pe YouTube și l-am ales pe acesta. Îl voi copia aici și voi seta ora de începere la secunda 67 și ora de încheiere la secunda 94. Asta va face ca bucata de video dintre secundele 67 și 94 să fie afișată aici, drept fundal. Și după cum vezi, secțiunea arată super fain, dar textul este un pic greu de citit. Putem repara asta dacă mergem la setările noastre mai în jos, la suprapunerea de fundal. Putem să setăm varianta clasică, apoi alegem o culoare neagră, iar apoi pentru opacitate putem să setăm 0.2. Acest lucru va face fundalul să fie mai întunecat și după cum vezi, acum textul nostru alb, precum și separatorul, se văd perfect. Următorul lucru care este recomandat să-l facem este să adăugăm o imagine de rezervă pentru fundalul nostru video. Această imagine va fi afișată doar dacă, din diverse motive, videoul principal nu poate fi redat. De exemplu, dacă site-ul este vizionat de pe un dispozitiv mai vechi, atunci imaginea va fi afișată în loc de video. E ca un plan de rezervă. Ca să alegem o astfel de imagine, mergem la fundal, apoi dăm scroll în jos și pentru retragere fundal, alegem imaginea pe care o vrem. Eu voi selecta fișiere, apoi voi naviga la arhiva pe care am inclus-o și în descriere. Pentru pagina despre, voi alege această imagine pe care am pregătit-o. Apoi voi insera media, iar acum, dacă din orice motiv videoul nostru nu poate fi încărcat pe un anumit dispozitiv, această imagine va fi afișată în locul lui. În final, putem modifica și înălțimea acestei secțiuni. Pentru a seta înălțimea, mergem la setările de aranjament. Pentru înălțime, vom selecta înălțime minimă, iar de aici putem să setăm cât de înaltă sau de scundă vrem să fie secțiunea noastră. Eu o voi seta să fie exact 400 de pixel și acum arată perfect. Nu uita să apeși pe Actualizează pentru a salva toate aceste modificări pe care le-am făcut până acum și haide să facem o pauză o secundă ca să intrăm pe pagina de servicii a site-ului Apple. Iar pe pagina lor de servicii, un pic mai jos, vedem că au și ei această secțiune. După cum vezi, și aici avem un fundal video cu diferite elemente deasupra de exemplu acest text și aceste butoane. Înapoi pe site-ul nostru am obținut și noi un efect similar. Avem acest fundal video cu elementele noastre, acest separator, acest text și această poză deasupra fundalului. Iar mai devreme, ai învățat cum să adaugi și un buton aici, dacă vei vrea să faci asta. Și dacă mă întrebi pe mine, arată bestial, așa că dacă ai ajuns și tu în acest punct, felicitări! Învățăm o grămadă de lucruri super utile. Haideți să trecem mai departe și să edităm pagina de servicii. Pentru a edita pagina de servicii, vom merge din nou pe site-ul tău.com slash admin iar apoi la pagini, vom da click pe numele paginii Services. Ca și mai devreme, vrem să schimbăm întâi titlul acestei pagini iar eu o voi denumi Servicii. Apoi vrem să schimbăm și legătura permanentă, adresa paginii, din Services, în Servicii. După cum vezi, asta a actualizat adresa și ca să salvăm modificările, apăsăm aici sus pe Actualizează. Și direct de aici apăsăm pe Editează cu Elementor. Și din nou putem edita orice element de aici, exact ca și pe restul paginilor. Eu voi schimba acest text de aici în limba română. De exemplu, eu voi scrie Oferte și servicii. Apoi putem schimba textul butoanelor de mai jos. De exemplu, pentru acest buton, îi voi schimba textul în Începe un proiect. Și apoi voi direcționa acest buton către pagina de contact. Pentru site-ul tău propriu, cu siguranță vei vrea să modifici și butoanele acestea de mai jos, precum și tot textul de aici. Când am făcut acest design, am încercat să includ și niște text care să te ajute să-ți dai seama ce ar trebui să scrii. De exemplu, aici am recomandat să descrii modul în care serviciul pe care îl oferi poate îmbunătăți sau ușura viața unui potențial client. Dar depinde de tine ce website vrei să faci și ce text vei scrie aici, sau poate vrei chiar să creezi un design complet diferit. Scopul meu este doar să-ți arăt cum poți să faci asta, iar apoi poți face orice website vrei tu. Dar mergând mai departe, elementul care este puțin mai special pe această pagină este aici jos, aceste iconițe. Ca să le schimbăm, trebuie doar să dăm click pe oricare dintre ele și apoi să mergem în partea stângă și să schimbăm setările. De exemplu, eu îl voi schimba pe acesta, iar de aici, din meniul Icon, pot da click pe biblioteca de iconuri și pot să aleg orice icon de aici, sunt sute, probabil mii de opțiuni. Sau poți căuta un icon care s-ar potrivi, de exemplu, eu voi căuta Hands. Și îl voi alege pe acesta. Apoi îl voi insera în website. Și vedem că iconița a fost actualizată aici. Mai sunt încă două iconițe pe care vreau să le schimb. Întâi pentru acesta voi alege din nou un nou icon, de data aceasta un ceas, mai exact pe acesta, și îl voi insera. Apoi pentru acest icon, din nou facem același proces, iar acum vreau să caut Graduation Cap și îl voi insera. Putem de asemenea să schimbăm foarte ușor și textul de sub icon. De exemplu, pentru acesta. În partea stângă, în loc de 8 years experience, eu voi scrie 8 ani experiență. Le voi traduce în același mod și pe celelalte 3, după cum urmează: recenzii de 5 stele, răspundem rapid și ajutor personalizat. Iacum acum, dacă mă întreb pe mine, arată chiar mai bine decât înainte. Dar ce mă întreb acum este cum ar arăta această pagină pe o tabletă sau pe un telefon mobil. Este foarte important ca website-ul tău să funcționeze bine și pe dispozitivele mobile. Asta pentru că, deși poate ți vine greu să crezi acum, între 70 și 90% dintre vizitatorii site-ului tău vor veni de pe dispozitive mobile, precum tablete sau smartphone-uri. Dar din fericire, cu ajutorul Elementor, este foarte ușor să faci site-ul tău să funcționeze perfect, indiferent de tipul de ecran de pe care este vizionat. Tot ce trebuie să facem pentru a vizualiza website-ul nostru pe mobil sau pe tabletă este să apăsăm în partea din stânga jos pe iconul acesta care se numește Mod responsiv. Apăsăm pe el și observăm că în partea de sus a website-ului a apărut această bară nouă cu trei iconițe. Avem aici desktop, tabletă și mobil. De exemplu, dacă apăsăm pe iconul tabletă, vom vizualiza pagina ca și cum ar fi încărcată de pe o tabletă. Și vedem că, per total, deja arată foarte bine. Asta pentru că am importat acea temă care avea deja setările de tabletă și de mobil făcute corect. Dacă apăsăm acum pe elementul oferte și servicii, Vom observa în partea stângă că acum anumite setări au acest mic icon aici. De exemplu, dacă mergem în tabul Stil, apoi deschidem setările de tipografie, vedem că unele setări au din nou acel icon, de exemplu, dimensiunea textului. Această iconiță ne permite să schimbăm această setare doar pentru versiunea de tabletă a site-ului nostru. De exemplu, putem să facem textul oferte și servicii mai mare sau mai mic doar pentru tablete. Eu îl voi face aici de 45 de pixeli. Așadar, avem acum pentru tabletă dimensiunea de 45 de pixel, iar dacă mergem înapoi la mobil și deschidem din nou tipografia, putem vedea că dimensiunea de aici este diferită. Este de 54 de pixel față de tabletă care era de 45. Și de asemenea față de dimensiunea de pe desktop, care în cazul nostru aici este de 76. Unele dintre aceste setări, precum fontul de aici sau grosimea de aici, nu au acea iconiță mică în dreptul lor. Asta înseamnă că nu poți avea o setare unică pentru desktop, alta pentru tabletă și alta pentru mobil, în cazul setărilor precum fontul sau grosimea sau transformarea. Dar putem avea o setare diferită pentru dimensiune, pentru înălțime linie sau pentru spațiu între litere, de exemplu. Și acest lucru se aplică pentru tot felul de setări, de la dimensiune și tipografie, cum tocmai ți-am arătat, până la spațiere și înălțimea unei întregi secțiuni. Haideți să ne întoarcem la modul tabletă și să selectăm a doua secțiune de pe site-ul nostru. Dacă deschidem setările de tip avansat, vedem că spațierea noastră, adică marginea și distanțarea, au de asemenea acest mic icon. Asta înseamnă, desigur, că și ele pot fi diferite pe tabletă și pe mobil. După cum vezi, pentru tabletă avem sus o margine de 90 de pixeli și jos una de 50 de pixeli. Iar pentru mobil avem și sus și jos câte 60 de pixeli. Dar noi le putem face mai mici să zicem 30 și 30 de pixeli pentru versiunea de mobil. Și după cum vezi, asta a schimbat spațierea aici, dar numai pentru versiunea de mobil a site-ului nostru. Așadar, putem face acest lucru absolut oriunde pe site-ul nostru, pentru tot felul de setări ale secțiunilor, coloanelor și elementelor din pagina noastră, doar oriunde vezi acest mic icon. Asta îți spune că poți avea o valoare unică pe tabletă și pe mobil. Și mai vreau să-ți arăt încă un lucru. Dacă dăm click pe desktop și mergem din nou în josul paginii, putem vedea iconițele noastre de aici. Dar dacă trecem înapoi pe tabletă și mergem din nou la iconițele noastre din josul paginii, vedem că ele apar cu acest gri tăiat. Asta pentru că sunt ascunse pe versiunea de tabletă și de mobil a site-ului. Poți ascunde sau arăta orice element pe orice dispozitiv dacă pur și simplu dai click pe el, în cazul nostru de exemplu pe această secțiune și dăm click aici. Apoi dacă mergem la setările avansat, un pic mai în jos, sub responsiv, Vedem că secțiunea noastră este afișată pe desktop, dar este ascunsă pe tabletă și pe mobil. Am putea să o afișăm pe tabletă dând clic aici și apoi nu mai apare cu gri și vom putea să o vedem când vizităm site-ul de pe o tabletă. Așadar, aceste setări îți permit control complet asupra designului tău, atât pe desktop cât și pe tabletă sau mobil. Așa îți faci site-ul responsiv sau mobile-friendly, lucru extrem de important de ținut minte. Asta va face ca site-ul tău să funcționeze perfect pe orice dispozitiv. Dar mai este un ultim lucru pe care vreau să-l facem pentru tabletă și mobil. Eu tocmai am verificat cum arată site-ul pe telefonul meu, iar toate paginile arată perfect până acum, cu excepția unei singure probleme. Iar asta e foarte bine pentru că îmi dă oportunitatea să îți arăt cum să o reparăm. Așa că haide întâi să apăsăm pe Actualizează ca să salvăm modificările făcute, apoi haide să mergem înapoi în panoul de administrare în site-ul nostru.com slash și în meniul de pagini, voi vrea din nou să editez homepage-ul cu Elementor. Vom merge din nou în stânga jos și vom apăsa pe mod responsiv. Și haide să dăm din nou scroll și să vedem partea din jos a website-ului. Iar aici observăm această secțiune cu o poză de fundal. Dar eu am observat că în varianta de tabletă și de mobil, această poză lipsește. De exemplu, dacă dăm click pe tabletă, nu mai avem acea poză de aici. Ca să reparăm acest lucru, tot ce trebuie să facem este să selectăm secțiunea, apoi mergem la stil și după cum vezi, nu avem o imagine de fundal setată corect. Dăm click pe alege o imagine și găsim imaginea pe care o vrem aici, iar în cazul nostru este aceasta, footerherobig.jpg. Apăsăm pe inserează media și am reparat problema pentru tabletă. Dacă mergem înapoi pe desktop, după cum vezi, și aici este setată în mod corect imaginea. Dar dacă mergem și pe versiunea de mobil, din nou observăm aceeași problemă. Nu avem imaginea de fundal și asta pentru că nu este setată corect aici. După cum am observat deja, avem și iconița de responsiveness prezentă. Dăm deci din nou click pe alege o imagine și mai în jos, aceasta este cea pe care o vrem, footerheromobile.jpg. Este o variantă de mobil a aceeași imagine. Și apăsăm pe inserează media și din nou am reparat problema. Acum site-ul nostru arată perfect pe toate cele trei versiunile. Hai să salvăm aceste setări dând click pe actualizează și în continuare vom face designul pentru ultima noastră pagină principală, pagina de contact. Din nou, tot ce trebuie să facem este să mergem înapoi la panoul de control. Apoi la pagini, apoi pentru pagina de contact, apăsăm editează cu Elementor. Și aici, din nou poți edita orice element exact cum vrei, așa cum am învățat deja de pe celelalte pagini. Eu voi edita titlul de sus de exemplu și îl voi păstra pur și simplu, contact. Un lucru important este să pui propriile tale date de contact aici. Ca să schimbi adresa de e-mail, doar dăm click pe element și o poți scrie aici. Dacă vrei să schimbi textul mai mic din câmpul de mai sus, o poți face aici. Eu voi modifica în aceeași manieră și numărul de telefon de aici și locația, iar eu pentru acest exemplu mi-am imaginat că fac un site pentru un restaurant, așadar am pus datele lor de contact aici și mai vreau de asemenea să traduc și restul paginii în limba română, așa că voi edita și cele două elemente de aici. Vom scrie ne aici și respectiv scrie-ne un mesaj. Apoi pentru iconițele de social media, sunt de asemenea foarte ușor de editat. Dacă le selectăm în meniul din stânga, putem da click pe oricare dintre ele și le putem modifica. Sau dacă vrem să ștergem o anumită iconiță, doar apăsăm pe X aici, iar apoi putem adăuga una nouă. De exemplu, să zicem că vrem să adăugăm profilul nostru de Facebook și putem apăsa pe adaugă element, apoi pe icon, apoi putem să căutăm de exemplu Facebook. Găsim iconița Facebook, o selectăm și o inserăm. Apoi, în câmpul legătură, va trebui să scrii adresa către profilul tău de Facebook. Eu voi scrie aici adresa restaurantului și, în final, poți trage și rearanja iconițele exact cum vrei tu. Apoi, pentru partea de jos a paginii, poți folosi designul existent de aici și să înlocuiești pozele sau să pui orice crezi că s-ar potrivi pentru site-ul tău. Dar eu vreau să-ți arăt cum poți să adaugi o hartă super faină și interactivă direct în această secțiune. Voi șterge întâi secțiunea de aici, iar apoi voi adăuga o nouă secțiune cu o singură coloană. Apoi vom merge să deschidem meniul nostru cu elemente și vom da scroll ca să găsim elementul cu numele Google Maps. Dăm click pe el și îl tragem în noua noastră secțiune. Apoi, în câmpul locație de aici, putem adăuga un nume de locație ori o adresă. Orice căutare care funcționează pe Google Maps va funcționa și aici. Mai jos, putem ajusta zoomul și mărimea hărții. Eu voi seta zoomul la 15, iar înălțimea hărții o voi seta la 420 de pixeli. Apoi putem apăsa această mică săgeată de aici ca să vedem cum va arăta harta pe site-ul nostru. Arată destul de bine, dar eu vreau să acopere toată lățimea site-ului. Așa că voi merge din nou la Elementor și voi selecta secțiunea în care avem harta, iar pentru lățime conținut vreau să acopere lățimea completă. Dacă previzualizăm această schimbare, vedem că harta ocupă mai mult din lățimea site-ului, dar încă avem un mic spațiu alb aici. Hai să mergem înapoi și să vedem de ce. Vom selecta întâi toată secțiunea, și mergem la avansat și ne asigurăm că atât marginea, cât și distanțarea sunt setate pe 0. Apoi selectăm coloana noastră din interiorul secțiunii, mergem din nou la avansat și ne asigurăm și aici că marginea și distanțarea sunt 0. Și după cum vezi, distanțarea din coloana noastră era problema. Acum, dacă previzualizăm harta, ea se întinde pe toată lățimea site-ului, exact așa cum vrem. Și după cum vezi, harta noastră interactivă arată super. Putem să navigăm în jurul locației folosind mouse-ul, putem să dăm zoom in și zoom out iar pagina noastră arată excelent. Dar mai este un singur element pe această pagină despre care nu am vorbit încă, iar acesta este formularul de contact. Acest element este unul mai special și nu îl putem edita direct în Elementor. După cum vezi, singurul lucru pe care putem să-l edităm aici este acest cod, WPForms ID egal 9. Acest cod inserează formularul de contact în pagina noastră. Tu ține cont că ID-ul de aici va fi cel mai probabil diferit pentru site-ul tău, ceea ce e perfect normal și nu trebuie să-ți faci griji. Deocamdată, haideți să apăsăm pe Actualizează ca să salvăm modificările pe care le-am făcut până acum și hai să vedem cum putem să edităm acest formular. Deschidem un tab nou și mergem la panoul de control al site-ului nostru și în stânga vei găsi acest meniu, WP Forms. Mergem pe el, iar aici vedem un formular de contact care are codul WP Forms ID 9, același cod care era inserat în Elementor mai devreme. Putem da click pe numele formularului ca să-l edităm, iar aici avem, practic, formularul nostru de contact. Această interfață este foarte asemănătoare cu cea pe care am avut-o în Elementor. Poți schimba orice câmp vrei tu sau poți adăuga unul nou. Și ai o mulțime de opțiuni. De exemplu, poți adăuga un câmp cu o întrebare, iar utilizatorul poate alege din diferite opțiuni. Și putem șterge acest nou element din dreapta sus. Eu îl voi șterge pentru că tot ce vreau să fac este să schimb textul pe alocuri. Voi începe cu elementul Your Name, doar dau click pe el, apoi mergem la Advanced și în loc de Your Name vreau să schimb textul în nume. Voi face același lucru și pentru Your Message, merg la Advanced și schimb textul în Mesaj. Apoi voi da click pe buton, iar aici avem setările butonului. Acesta este textul care este afișat pe buton, eu voi scrie Trimite Mesaj. Iar aici este textul care apare când mesajul se trimite, așa că voi scrie Se trimite. O ultimă setare importantă o găsești aici, la Confirmations. Acesta este mesajul pe care vizitatorul tău îl primește după ce a completat cu succes formularul tău. Eu voi schimba și acest mesaj, am scris mulțumim pentru mesaj. Îți vom răspunde cât de curând posibil. Ca să salvăm aceste modificări, doar apăsăm Save în dreapta sus, iar acum putem închide acest tab și haideți să mergem la site-ul nostru, pe pagina de contact, unde putem vedea noile noastre schimbări cu harta actualizată și cu noul nostru formular de contact. Hai să trimitem un mesaj ca să vezi exact cum funcționează. Voi completa formularul. Apoi când apăs trimite mesaj, vei vedea că textul se schimbă în se trimite iar apoi ne este afișat mesajul nostru de confirmare. Mulțumim pentru mesaj. Apoi tu, ca administrator al site-ului, vei primi acest mesaj pe adresa ta de e-mail, aceeași adresă pe care ai folosit-o când ai instalat WordPress. Voi deschide adresa mea de e-mail ca să vezi cum arată. Acesta este formatul mesajului pe care îl vei primi. Ai aici numele vizitatorului tău, adresa lui de e-mail și mesajul pe care ți l-a scris. Îi poți scrie un răspuns apăsând pur și simplu pe reply și poți face asta în Gmail sau pe Yahoo sau pe orice serviciu de e-mail folosești tu iar vizitatorul tău va primi răspunsul pe adresa lor de e-mail, cea pe care au completat-o în interiorul formularului de pe site-ul tău. Și așa editezi formularul de pe pagina ta de contact. Acum că am terminat și cu ultima pagină principală a site-ului nostru, haide să trecem mai departe. Îți voi arăta în continuare cum poți să adaugi o pagină complet nouă pe site-ul tău, orice pagină vrei tu. De exemplu, să spunem că vrei să adaugi o pagină nouă cu proiectele tale, o pagină cu diferite cursuri, o pagină cu un meniu de restaurant sau orice altă pagină vrei tu. Pentru a începe să creezi o nouă pagină, mergem înapoi la panoul de control, apoi la pagini, apoi în partea de sus apăsăm pe adaugă pagină. Iar aici poți alege un titlu pentru noua ta pagină. Eu o voi numi pe a mea Proiecte. Apoi apăs pe publică, apoi încă o dată pe publică, iar apoi putem să mergem direct la editează cu Elementor. Iar acum avem trei metode diferite prin care putem crea un design de pagină nouă rapid și ușor. Să începem cu metoda 1. Vom importa un design deja existent în noua noastră pagină. Putem importa un design de pagină întreagă care există deja sau putem importa doar anumite secțiuni din diferite designuri. Ca să importăm un design nou, întâi dăm click pe această iconiță S de aici și acum poți importa oricare dintre aceste pagini cu un singur click. Putem de asemenea să mergem în dreapta sus și să căutăm ceva relevant pentru ceea ce încercăm să construim. Iar eu voi căuta de exemplu projects Apoi putem da click pe oricare dintre aceste variante ca să le vedem mai în detaliu. Eu știu deja că îmi place această pagină, așa că în partea de sus o pot importa în site-ul meu apăsând pe Import Template. Iar acum putem personaliza acest design oricum vrem noi. Această tehnică îți va economisi 10 de ore de lucru. Pentru început, eu voi șterge toate secțiunile de care nu am nevoie și o voi lăsa doar pe asta de aici cu Watersports. Iar acum am rămas doar cu elementele pe care le vrem pe noua noastră pagină, și după cum vezi, avem această galerie de imagini aici care arată super bine. Dacă nu vrei să importezi o pagină întreagă, ci doar o anumită secțiune, putem de asemenea să facem și asta. Din nou începem cu un click pe acest S de jos, iar în partea de sus, în loc de Pages, selectăm Blocks. Blocks este doar un alt cuvânt pentru secțiuni, e același lucru. Iar acum putem importa oricare dintre aceste secțiuni. După cum vezi, ai sute de opțiuni dintre care să alegi. Eu voi merge înapoi sus, pentru că aici în partea din stânga putem filtra după culoare și după categorie. Eu voi alege de aici categoria Statistics. Și vreau să importez această secțiune din dreapta. Doar apăs pe Import block, iar acum noua secțiune a apărut în site-ul nostru. Acum hai să personalizăm un pic noua noastră secțiune și să o facem să se potrivească cu designul nostru. Voi selecta întâi toată secțiunea, apoi merg la stil, pentru că vreau să schimb culoarea de fundal vreau să o fac un grid deschis. Iar apoi, vreau să schimb textul de aici, iar eu voi scrie experiența echipei. Și cred că ar arăta bine dacă ar fi și un pic mai mare, așa că mergem la tipografie și îi mărim dimensiunea de aici. 48 de pixeli, perfect. Apoi, voi modifica și textul de sub aceste numere și hai să ne imaginăm că sunt niște statistici ale echipei. Așa că le voi modifica în clienți mulțumiți, vizitatori, evenimente și ani de experiență. De asemenea, voi schimba culoarea acestui separator. Dau click pe el, iar apoi sub stil, de aici, poți schimba culoarea în orice vrei tu. Eu însă vreau să aleg exact acel galben pe care îl avem și în restul site-ului, iar pentru asta pot da click aici și să aleg galbenul nostru de aici, Team Color One. Iar acum, noua noastră secțiune arată excelent și am construit-o în doar două minute. Hai să apăsăm Actualizează ca să salvăm modificările de până acum de pe noua noastră pagină. Iar pagina noastră este deja responsivă, pentru că am importat designuri care fuseseră deja făcute cu setările corecte pentru orice dispozitiv. Iar pagina arată excelent, după cum vezi, cu excepția faptului că avem acest antet aici, care este alb. Mai exact, fundalul antetului este alb și nu putem vedea numărul de telefon care ar trebui să fie afișat aici. Ca să-l facem transparent în loc de alb, hai să deschidem un tab nou și să mergem la panoul nostru de control, apoi la pagini, apoi dăm click pe noua noastră pagină, proiecte, Apoi, în dreapta sus, avem acest icon mic de la tema noastră și dăm click pe el ca să deschidem mai multe setări. Apoi, în jos, vom găsi această opțiune, Header, Transparent Header. Vrem să-l activăm și selectăm opțiunea Enabled, apoi apăsăm pe Actualizează. Apoi, dacă ne întoarcem în Elementor și dăm un Refresh, nu mai avem acel antet alb aici. Iar dacă mergem în jos pe acest mic icon pentru a previzualiza modificările, Vedem că antetul nostru este acum transparent și putem vedea numărul de telefon din dreapta sus. Perfect! Așadar, aceasta a fost prima metodă să facem o nouă pagină profesională în site-ul nostru, rapid și ușor, pur și simplu importând un design și apoi personalizându-l cum vrem noi. Metoda a doua este să copiem sau să duplicăm o secțiune sau un element de pe altă pagină care există deja în site-ul nostru. De exemplu, să spunem că vrem să copiem un element de pe pagina noastră despre. Haideți să mergem la panoul de control, la pagini, iar apoi edităm cu Elementor pagina despre. Hai să închidem celelalte taburi pentru că nu mai avem nevoie de ele și hai să spunem că vrem să copiem prima secțiune, cea de sus. Tot ce trebuie să facem este să dăm clic dreapta pe aceste șase puncte ale secțiunii, apoi dăm copiază, apoi mergem la pagina de proiecte, apoi dăm scroll în jos ca să găsim acest dreptunghi punctat cu gri. Dăm clic dreapta pe el și dăm plasează. Și acum avem același element în pagina noastră de proiecte. Hai să-l tragem în partea de sus, sub prima noastră secțiune, iar apoi putem șterge prima secțiune pentru că nu o vom mai folosi. Și în final putem personaliza această secțiune. Haideți să schimbăm textul, să scriem aici proiecte și vreau de asemenea să schimb poza de fundal. Așa că selectez secțiunea, mergem la stil, apoi dăm click pe imagine și vom încărca fișiere. Selectăm fișiere, iar eu am pregătit o imagine de fundal specială pentru această pagină. Ca de obicei, ea este inclusă în descrierea videoului și poți folosi și tu aceeași imagine dacă vrei. Inserăm media, iar acum noua noastră secțiune arată super. Pentru a avea consistență în designul nostru, vreau să mai copiez de pe pagina despre și această secțiune din partea de jos. Din nou dau click pe secțiune, copiază, mergem la proiecte, dăm scroll în jos până la chenarul gri și dăm plasează și urmând acești pași, super simplu am copiat secțiunile de jos și de sus din pagina noastră despre și le-am introdus în noua noastră pagină de proiecte. Apoi, doar le-am adus mici modificări super importante pentru designul site-ului nostru per total. Așadar, acum știi cum să inserezi designuri de pagini și, de asemenea, cum să copiezi un design deja existent de pe o altă pagină a site-ului tău pe una nouă. A treia și ultima metodă să faci un nou design este să-l creezi tu însuți de la zero, iar apoi să îl faci tu în mod manual, responsiv pentru toate dispozitivele. Să încep de la zero nu prea are sens de obicei, dar ar putea fi util uneori dacă vrei să construiești ceva foarte specific. Ca să facem asta, hai doar să dăm scroll în jos, din nou până la chenarul nostru gri, și vom adăuga o nouă secțiune apăsând pe plus, eu voi alege o singură coloană, apoi putem merge la meniul cu elemente și de aici putem adăuga orice element avem nevoie. Vom adăuga, de exemplu, un subtitlu, un editor text și vom mai adăuga de asemenea și un buton. Și, desigur, poți edita toate setările pentru fiecare element. Eu le voi centra pe toate, de exemplu. Poți folosi această metodă ca să construiești o secțiune complet nouă de la zero sau ca să faci un design nou pentru întreaga ta pagină. Dar eu voi șterge această nouă secțiune și voi păstra designul de mai devreme pentru că arăta deja foarte bine. Așa că haideți să apăsăm pe Actualizează ca să salvăm toate modificările făcute. Apăsăm jos pe Previzualizare și după cum vezi, pagina noastră de proiecte arată acum super profi. Iar tot designul este deja responsiv și va arăta bine pe orice dispozitiv, iar noi am construit toată pagina în doar câteva minute, economisind zeci de ore de muncă. Dar mai este încă un ultim lucru pe care trebuie să-l facem. Pentru că, după cum poți vedea, noua noastră pagină nu apare încă în meniu. Haideți să o adăugăm pentru ca vizitatorii noștri să o poată vedea aici și să poată vizita pagina pe care tocmai am făcut-o. Haideți să ne întoarcem din nou la panoul nostru de control. Apoi în stânga mergem la Aspect, Meniuri și din această pagină putem edita toate setările meniului nostru. Putem da click pe fiecare element al meniului nostru și să schimbăm numele dacă vrem. De exemplu, în loc de Home putem scrie Acasă sau putem de asemenea să capitalizăm toate literele din meniu. Dar eu îl voi păstra cum era și tot ce vreau să fac este să adaug noua noastră pagină în meniu. Așa că în stânga selectăm proiecte și apăsăm Adaugă în meniu. Iar acum putem să dăm click pe pagina noastră de proiecte și să o tragem oriunde vrem. Eu o voi poziționa înainte de pagina de contact. Apoi apăsăm Salvează meniul și haide să vizităm din nou site-ul nostru. Și după cum vezi, acum în meniu avem pagina de proiecte. Nu doar că o avem un meniul de sus, dar de asemenea, dacă dăm scroll până jos, vedem că și în acest meniu, WordPress a introdus automat pagina noastră de proiecte, datorită modificărilor pe care le-am făcut. Hai să mergem înapoi la Home și în editarea meniurilor vreau să-ți mai arăt încă o opțiune. Dacă apăsăm pe proiecte și o mutăm un pic mai în dreapta, sub pagina de servicii, atunci ea va deveni un submeniu în cadrul serviciilor. Haideți să salvăm din nou meniul și să vedem cum arată această variantă. Dăm un refresh și după cum vezi, acum avem o săgeată în dreptul serviciilor. Și dacă trecem cu mouse-ul deasupra, vedem și pagina de proiecte. Mie mi se pare că varianta asta arată super cool. Dacă vrei, ai putea de exemplu să faci câte o pagină separată pentru fiecare serviciu pe care îl oferi și să le ai pe toate incluse ca submeniuri aici. Eu voi lăsa meniul așa, iar tu poți opta pentru oricare stil îl preferi. Așadar, am învățat cum să adăugăm o nouă pagină și să-i facem un design super fain, rapid iar apoi am învățat cum să adăugăm noua noastră pagină în meniu. Vom trece acum la pasul final, editarea ultimelor două mari elemente ce țin de designul nostru. Acestea sunt antetul și subsolul, adică partea de sus și respectiv partea de jos a site-ului nostru. Vom începe cu partea de sus. Iar primul lucru pe care vrem să-l schimbăm aici este logo-ul. Îți voi arăta întâi cum să-ți faci un logo profesional în doar câteva minute și urmând câțiva pași simpli. Dacă ai deja un logo, atunci probabil nu va fi nevoie să faci unul nou. Dar dacă nu ai unul pregătit, atunci putem face împreună unul chiar acum. Hai să deschidem un nou tab și vom merge pe site-ul logomaker.com și dăm click pe Start My Design. Noi vom crea un design nou și ce e super fain pe Logomaker este bara aceasta de search de sus. Aici putem căuta diferite imagini și simboluri pentru logo-ul nostru, iar în total avem peste 3 milioane de ilustrații din care putem alege. Hai să zicem că vrem să facem un logo clasic. Eu voi lua ca exemplu acest website și să zicem că vrem un logo asemănător, un icon urmat de numele companiei. E super simplu să facem un astfel de logo în LogoMaker. Vreau întâi să găsesc un icon similar, așa că voi căuta aici light bulb. Voi introduce apoi acest icon în designul meu, după care pot să-i dau orice culoare vreau aici. Eu îl voi face roșu. Mai exact, vreau această nuanță de roșu închis. Voi ajusta un pic dimensiunea iconului meu. Pot să dau click pe el ca să-l mut oriunde vreau. Iar apoi din stânga adaug un element de tip text. Scriu aici numele companiei, iar apoi din meniul de sus voi schimba fontul. Eu îl voi alege pe acesta. După care putem ajusta dimensiunea textului și să-l mutăm unde vrem noi. Eu îl voi așeza în mijloc și îl voi face negru din dreapta. Iar acum am obținut un logo clasic, destul de apropiat cu acesta și l-am creat în doar un minut. Dar pentru website-ul nostru, eu vreau să optez pentru un logo mult mai simplu și mai minimalist. Vreau ca logo-ul meu să semene ca stil cu cel de pe Apple.com. Ei au doar acest icon simplu. Așa că mergem înapoi în Logo Maker, putem să selectăm acest logo și să apăsăm tasta Backspace ca să-l ștergem și voi căuta un nou icon. Voi merge în meniul abstract, iar aici vreau să caut un icon care îmi place. Eu îl voi alege pe acesta și voi da click ca să-l introduc, iar apoi îi voi modifica dimensiunea. Vreau să-l fac un pic mai mare iar apoi vreau să adaug o literă în mijlocul lui. Așadar, adaug un element de tip text și voi scrie o simplă literă, S, de la site. Din partea de sus voi alege fontul Roboto, iar pentru stil îl voi face bold. Îi ajustez apoi dimensiunea și îl voi muta în mijlocul iconului meu. Iar apoi mă voi asigura că îl centrez exact cum vreau. Poți de asemenea să folosești săgețile de pe tastatură ca să l poziționezi exact în punctul în care vrei. Iar acum, tot ce trebuie să mai facem este să-i schimbăm culoarea. Putem să selectăm ambele elemente cu mouse-ul și să-i dăm orice culoare vrem în meniul din dreapta. Pentru antetul nostru, eu deocamdată îl voi face alb. Vei vedea imediat de ce. Iar acum, în dreapta sus, voi salva această versiune a logoului. În partea de jos, apăsăm Download Low Resolution File, acceptăm condițiile și apăsăm Download. Vom denumi acest fișier logo alb și îl vom salva în PC-ul nostru. În continuare, vreau să mai salvez încă o versiune a logo dar de această dată colorată. Așa că ieșim de aici, selectăm din nou logo-ul nostru și voi salva o versiune verde. Mai exact, vreau să fie exact aceeași culoare ca a temei pe care o folosim deja pe site. Acesta este verdele pe care vreau să salvez, așa că mergem din nou în dreapta sus, Download file, acceptăm termenii și din nou îl descărcăm. Îl salvăm drept logo verde și acum vom avea ambele versiuni pregătite. În final, mai avem nevoie și de o iconiță mică pentru site-ul nostru în format pătrat. Acest mic icon va apărea aici, în tabul unde este deschis site-ul tău și va face site-ul să fie ușor de recunoscut de către vizitatorii tăi printre celelalte taburi pe care le mai au deschise. Pentru această variantă mică a logo-ului, eu vreau să selectez litera S pe care am scris-o și o pot selecta cu ușurință aici, în dreapta jos, apoi apăs Backspace ca să o șterg. Apoi, tot în partea din dreapta jos, dacă mutăm acest Layers, găsim acest icon pentru Crop. Îl apăsăm și vrem să facem un pătrat perfect. De exemplu, facem un pătrat de 325 de pixeli pe 325 de pixeli. Apoi, apăsăm OK pentru confirmare și selectăm iconul nostru și vrem să redimensionăm astfel încât să fie cât de mare posibil, dar să rămână încadrat în mijlocul pătratului nostru. L-am redimensionat și l-am centrat, iar acum putem să-l salvăm. Ca și mai înainte, dăm pe download low resolution file, acceptăm termenii și îl descărcăm. Iar eu îl voi denumi simplu și gata, am făcut un logo simplu și profesional și am salvat trei variante diferite ale lui, pe care le vom insera pe propriul nostru website. Putem acum să ieșim din Logo Maker și hai să inserăm noul nostru logo în antetul site-ului. Mergem întâi în panoul de control și pentru a edita antetul, mergem la Aspect și selectăm Personalizează. Pentru a edita antetul, dăm click pe Header Builder, iar pentru că antetul pe care îl folosim noi este varianta transparentă vom da click pe mai Transparent Header ca să-l personalizăm. Apoi putem da click pe Schimbă imaginea ca să schimbăm logo-ul și vom încărca de aici versiunea albă a logo-ului nostru. Îl căutăm în folderul unde l-am downloadat și îl introducem în site-ul nostru. Apăsăm apoi Alege imagine și după cum vezi, logo-ul nostru alb a fost actualizat aici. Acesta este și motivul pentru care am salvat versiunea albă a logo-ului nostru, pentru că aveam nevoie de el pentru header-ul nostru transparent. Acum putem să mergem mai jos în acest meniu, iar de aici poți schimba dimensiunea logo-ului tău. Dar 60 de pixel era perfect. Ca și în cazul Elementor, în partea de jos avem trei iconițe pentru cele trei versiuni ale site-ului nostru. Desktop, tabletă și mobil. Eu voi merge la versiunea de tabletă a site-ului, iar aici, pentru această versiune, voi face logo-ul de 55 de pixel. Iar pentru mobil, putem ascunde acest meniu ca să-l vedem mai bine, iar eu îl voi face de 45 de pixeli iar logo-ul nostru arată perfect pe toate versiunile site-ului. Vreau să-ți mai arăt cum poți schimba aspectul meniului de aici, precum și a acestui număr de telefon. Mergem înapoi sus în meniul din stânga și dăm clic pe tabul Design. Avem aici diferite opțiuni, printre care și Menu Color. Aici putem specifica culoarea meniului nostru și îl poți face orice culoare vrei tu, exact ca și în Elementor. Eu îl voi lăsa alb, dar dacă vei vrea să schimbi culoarea, o poți face de aici. Pentru a edita numărul de telefon, Hai să reafișăm acest meniu de jos și, după cum vezi, aici avem elementele din care este alcătuit antetul nostru. De exemplu, avem logo-ul site-ului, meniul și butonul. Ca să edităm butonul, dăm click pe el, iar în stânga îi putem schimba textul. Eu voi scrie același număr de telefon pe care l-am scris și în pagina de contact, și mai jos putem schimba adresa la care duce butonul nostru. De exemplu, poți să lași acest număr de telefon aici sau poți scrie o pagină de pe website-ul tău. Dacă scriem adresa paginii noastre de contact, atunci când utilizatorul va apăsa butonul de pe site-ul nostru, el va fi dus în pagina de contact. Ca și mai devreme, dacă mergem la design, putem de aici să schimbăm aspectul sau culoarea din meniul text color, dar eu îl voi păstra alb. Dacă tu vrei să schimbi aspectul, poți să te joci cu toate setările de aici din stânga. Putem de asemenea să schimbăm ordinea în care sunt aranjate elementele din antetul nostru, dând pur și simplu click pe ele aici, după care putem să le tragem oriunde vrem. De exemplu, dacă vrei, ai putea să ai logo-ul în partea dreaptă și butonul în partea stângă. Eu voi reveni la configurația inițială, dar tu poți alege orice combinație vrei tu. Iar dacă vrem să ștergem oricare dintre aceste elemente, de exemplu butonul, doar mergem cu mouse-ul pe deasupra lui și apăsăm pe acest X. Și când ești gata să salvezi modificările pe care le-ai făcut, apasă pe publică în stânga sus. Și asta este tot ce trebuie să știi ca să ai control complet asupra antetului tău. În continuare, hai să trecem la partea de jos a website-ului nostru, cunoscută drept subsol sau footer. Editarea subsolului este foarte asemănătoare cu editarea antetului. Vom apăsa întâi X ca să ne întoarcem în panoul de control, apoi din nou vom merge la Aspect, Personalizează și de data aceasta dăm click pe Footer Builder. Și după cum vezi, avem elementele subsolului nostru afișate aici jos, exact ca și în antet mai devreme. Haideți să apăsăm pe Footer menu ca să edităm întâi meniul de aici și putem apoi să schimbăm toate setările ce țin de aspect în meniul Design. De exemplu, dacă vrei să-i schimbi culoarea, o poți face de aici. Dar eu voi păstra aceeași culoare ca și înainte. Iar sub setările generale, putem de exemplu să schimbăm alinierea în centru sau în dreapta. Dar pentru noi, lucrul principal pe care vrem să schimbăm aici este logo-ul din mijloc. Dăm click pe acest element din mijloc, apoi în stânga dăm click pe logo-ul nostru și click pe acest creion pe care scrie Editează. Vrem apoi să înlocuim logo-ul de aici și încărcăm fișiere, apoi mergem la Selectează fișiere și selectăm versiunea verde a logo-ului pe care tocmai l-am făcut. Apoi apăsăm Înlocuiește și după cum vezi, noul nostru logo a fost inserat în footer, dar este prea mare, așa că mergem din nou la Editează, îl aliniem în centru, iar pentru dimensiune vom selecta dimensiune personalizată și îi dăm aceeași dimensiune ca și un antet, 60 de pixeli. Apoi, pentru câmpul legătură, îl putem seta pe URL personalizat. Și putem scrie aici adresa la care vrem să fim duși dacă dăm click pe acest logo. Eu voi scrie aici adresa site-ului meu pentru că vreau ca logo-ul să ne ducă la pagina principală. Apăsăm apoi pe actualizează, iar acum logo-ul nostru are dimensiunea corectă și arată excelent. Ultimul lucru pe care vrem să-l modificăm în subsol este acest text de aici. Dăm click pe elementul copyright iar tu aici vei vrea probabil să pui numele site-ului tău. Eu voi scrie creează un website doar pe internet. Apoi putem selecta numele site-ului și putem să le transformăm într-o adresă URL. Eu voi scrie adresa site-ului meu aici, iar tu poți scrie de exemplu site tău.com. Și astfel vom redirecționa de aici pe pagina noastră principală. În final, vrem să ne asigurăm că footer nostru arată bine atât pe tabletă și îl putem vedea aici, și pe mobil. Putem ascunde acest meniu ca să-l vedem complet și după cum vezi, el arată excelent pe toate cele trei versiunile. Așadar, nu mai rămâne decât să apăsăm pe publică ca să salvăm toate aceste schimbări și asta este tot ce trebuie să știi ca să poți controla oricum vrei tu sub solul website-ului tău. Mai este un ultim lucru de făcut, să schimbăm iconița site-ului, cea de aici de sus. Apăsăm întâi X ca să ne întoarcem din nou în panoul de control, apoi ne întoarcem la aspect, personalizează și în partea de jos dăm click pe site identity. Mergem la selectează un icon site și din nou mergem la Încărcare fișiere, selectăm fișiere și vom selecta varianta simplă a logo-ului nostru. Apăsăm Selectează din nou și apăsăm Sar peste decupare pentru că noi am dat deja crop și l-am făcut deja pătrat în Logo Maker. Apăsăm din nou pe Publică și acum vei putea vedea noul tău icon sus în tabul website-ului tău. Arată super fain! Și asta e tot pentru designul nostru. Dacă ai ajuns în acest punct, felicitări! Website-ul tău este aproape gata să primească vizitatori. Ultimul pas este o formalitate. Vom vizualiza designul nostru final și vom verifica să nu avem erori sau elemente care arată greșit. Tot ce trebuie să facem este să mergem aici, în dreapta sus, și să apăsăm dezautentificare. Iar acum putem vedea site-ul nostru exact așa cum l-ar vedea un vizitator, fără acea bară de administrare de aici de sus. Iar designul nostru arată super. Am învățat împreună cum să facem toate aceste pagini, cum să controlăm acest meniu de sus și cum să controlăm absolut toate elementele, tot textul, toate butoanele și toate imaginile de pe site-ul nostru. Dacă ai ajuns și tu în acest punct, felicitări! Site-ul tău este în final gata să primească vizitatori. Am lucrat sute de ore ca să facem acest design și acest video pentru tine și sper sincer că te-a ajutat. Dacă ți-a plăcut, te rog mult să lași un like și un subscribe mai jos, pentru că noi vom continua să facem astfel de ghiduri de calitate și le vom publica pe YouTube. Și nu uita, dacă ai orice fel de întrebare sau dacă întâmpini orice fel de problemă, Lasă-ne un comentariu mai jos, iar noi vom face tot ce putem ca să te ajutăm. Eu am fost Andrei, și până data viitoare te salut!